Da, să-L cânt. Acest nume este Iisus Hristos, slăvit să fie numele Lui. Da, îl iubesc pe Iisus, îl iubesc pe El, căci mai întâi El m-a iubit. Dragoste din tâi, eu fără tine nu pot. Nu pot iubi, nu pot răbda, nu pot cunoaște pacea ta de nu ai fi tu în mine. De tine mă leagă un dor, de aceea te chem cu plâns, te chem și cu amar. Vino azi cu Sfântul Zhar și cuprinde-mi viața mea. Să cântăm acest. Neprihănită dragoste din tâi, eu nu pot fără tine, nu pot iubi.
iertare să pot dărui. Lăudați să fie Domnul. Amin. Psalmistul ne spune: lăudați pe Domnul, lăudați numele Domnului, lăudați-L robii ai Domnului care stați în casa Domnului, în curțile casei Dumnezeului nostru. Lăudați pe Domnul, căci Domnul este bun. Cântați numele Lui, căci este binevoitor. Și noi, fiecare dintre noi, trebuie să lăudăm pe Dumnezeu, să-I slăvim numele, să-I înălțăm numele în această dimineață, pentru că El este sprijinul nostru, pentru că El este ajutorul nostru, pentru că El a fost binevoitor față de noi, față de familiile noastre. Și uitați că Dumnezeu ne-a ajutat ca și în această dimineață să fim în casa Lui. Știți ce mare binecuvântare e să fim în casa Domnului? Dar nu simțim lucrul acesta decât atunci, poate când pentru o perioadă suntem vitregiți. Întrebați cum e în casa Domnului pe cel care vine după o săptămână internat în spital și ajunge duminica în casa lui Dumnezeu. Să-L vedeți cum ridică mâna sus și spune: binecuvântat să fie Dumnezeu că m-a ajutat din nou să ajung în casa Lui. De aceea, dacă noi n-am fost internat săptămâna aceasta, n-am suferit alte lucruri, să lăudăm pe Dumnezeu că El este bun, că El a fost binevoitor cu noi, să vii să fie El, să intrăm în această rugăciune de mulțumire înaintea Domnului și în a doua parte să spunem: Doamne, sufletul nostru și în dimineața aceasta e însetat după Tine, Doamne. E însetat după prezența Ta, Doamne. Și Tu ești acela care saturi după dorință tot ce are viață. Doamne, și sufletul meu în această dimineață dorește prezența Ta. Doresc, Doamne, ca Tu să-mi vorbești în această dimineață. Doresc, Doamne, am venit aici cu gândul meu. Dar doresc, Doamne, să plec cu gândul Tău din locul acesta. Și ce binecuvântat este faptul că Dumnezeu este acela care se atinge de noi. De aceea să intrăm în această rugăciune de mulțumire. Și în a doua parte să cerem binecuvântarea Domnului peste lucrarea din această dimineață și numele Domnului să fie înălțat. Amin.
Amin. Așa cum stăm ridicați pe picioare, aș dori să deschidem Sfânta Scriptură la Psalmul 139, pagina Scriptură 634, Psalmul 139. Doamne, Tu mă cercetezi de aproape și mă cunoști, știi când stau jos și când mă scol și de departe împătrunzi gândul. Știi când umblu și când mă culc și cunoști toate căile mele. Căci nu mi-ajunge cuvântul pe limbă și Tu, Doamne, îl și cunoști în totul. Tu mă înconjuri pe dinapoi și pe dinainte și îți pui mâna peste mine. O știință atât de minunată este mai presus de puterile mele, este prea înaltă să o pot prinde. Unde mă voi duce departe de Duhul Tău și unde voi fugi departe de fața Ta? Dacă mă voi sui în cer, Tu ești acolo. Dacă mă voi culca în locuința morților, iată-Te și acolo. Dacă voi lua aripile zorilor și mă voi duce să locuiesc la marginea mării, și acolo mâna Ta mă va călăuzi și dreapta Ta mă va apuca. Dacă voi zice, cel puțin întunericul mă va acoperi și se va face noapte lumina din prejurul meu. Iată că nici chiar întunericul nu este întunecos pentru Tine, ci noaptea strălucește ca ziua și întunericul ca lumina. Tu mi-ai întocmit rinichii, Tu m-ai țesut în pântecele mamei mele, Te lau că sunt o făptură așa de minunată, minunate sunt lucrările Tale și ce bine vede sufletul meu lucrul acesta. Trupul meu nu era ascuns de Tine când a fost făcut într-un loc tainic, țesut în chip ciudat ca în adâncimile pământului, că nu eram decât un plod fără chip, ochii Tăi mă vedeau și în cartea Ta erau scrise toate zilele care mi erau rânduite mai înainte de a fi fost vreuna din ele. Cât de nepătrunse mi se par gândurile Tale, Dumnezeule, și cât de mare este numărul lor. Dacă le număr, sunt mai multe decât boabele de nisip, când mă trezesc, sunt tot cu Tine. O, Dumnezeule, de a-i ucide pe cel rău, depărtați-vă de la mine, oameni setoși de sânge. Ei vorbesc despre Tine în chip nelegiuit, îți iau numele ca să mintă, ei vrăjmașii Tăi. Să nu urăsc eu, Doamne, pe cei ce Te urăsc și să nu-mi fie scârbă de cei ce se ridică împotriva Ta, dar îi urăsc cu o ură desăvârșită, îi privesc ca pe vrăjmașii ai mei. Cercetează-mă, Dumnezeule, și cunoaște-mi inima, încearcă-mă și cunoaște-mi gândurile. Vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea veșniciei. Amin. Ocupăm locurile și mai lăudăm pe Domnul într-o cântare. Cântă suflet al meu pentru Dumnezeu, cântă pentru cel binecuvântat, căci al lui nume e sfânt, cântă așa cum nu ai mai cântat. Sufletul meu pentru Dumnezeu
ori 10.000 de ani și veșnicii. Cânta suflet al meu pentru Dumnezeu, cel binecuvântat al lui nume e sfânt. Cânt acum cum nu ai mai. Psalmul acesta ne descoperă, îl descoperă pe Dumnezeu și descoperă viața noastră și arată faptul că viața noastră și nimic din ceea ce se întâmplă în viața noastră nu este ascuns de Dumnezeu. Spune, Doamne, Tu mă cercetezi de aproape și mă cunoști. Stăm înaintea Domnului Dumnezeului nostru care ne cunoaște atât de bine și spune, știi când stau jos și când mă scol. Și de departe împătrunzi gândul. Dumnezeu ne cunoaște întru totul, ne cunoaște și gândul nostru. Spune, știi când umblu și când mă culc și cunoști toate căile mele. Căci nu mi-ajunge cuvântul pe limbă și Tu, Doamne, îl și cunoști în totul. Cât de uimitor este Dumnezeu și cum ar trebui să fim noi înaintea Lui. Atunci când știm că Dumnezeu este acela care cunoaște gândul nostru, Dumnezeu cunoaște vorbele noastre, cunoaște atitudinea noastră, spune, știi când stau jos și când, cât mă odihnesc și când stau în picioare, mă cunoști, Doamne, întru totul. Știți că dacă noi ne-am cunoaște unii pe alții așa întru totul, poate nici n-am stau unul lângă altul și am zice, eu nu pot să stau lângă omul ăsta, că i-am cunoscut gândul. Dacă ai ști ce gândește omul ăsta și te-ai depărtat de el. Și noi am fugit unii de alții dacă ne-am cunoaște gândurile, poate. Dar Dumnezeu, care ne cunoaște gândurile, spune, eu vă iubesc. Și din pricina că vă iubesc, l-am trimis pe Fiul meu pentru voi. Și în dimineața aceasta, psalmistul vine și spune, cercetează-mă, Dumnezeule, și cunoaște-mi inima. Încearcă-mă și cunoaște-mi gândurile. Haideți să lăsăm pe Dumnezeu să cerceteze viața noastră în această dimineață. Să venim cu atâtea gânduri care poate nu sunt după voia lui Dumnezeu. Gânduri de judecată, gânduri de invidie, de răutate, de viclenie, de lăcomie, gânduri care ne-ar fi rușine dacă în dimineața aceasta le-ar vedea frații. Dar poate de multe ori te-ai obișnuit cu gândurile acestea și ai uitat că gândurile acestea ți le vede Dumnezeu. Și te gândești, oare de ce nu merge bine viața? Oare de ce lucrurile din viața mea nu merg așa cum ar trebui să meargă? Știi de ce? Pentru că Dumnezeu nu te cunoaște doar cum te cunosc frații, nu te cunoaște doar la costum, nu te cunoaște doar îmbrăcat frumos duminica. Dumnezeu te cunoaște gândurile tale. Dumnezeu ne cunoaște așa cum nu ne cunoaștem noi unii pe ceilalți. Și de aceea în dimineața aceasta să venim înaintea Lui. Să spunem, Doamne, cercetează-mă, Doamne, în această dimineață. Cunoaștem gândul și așa frumos spune, vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea veșniciei. Haideți să ne ridicăm în picioare și să venim într-un duc de pocăință înaintea Dumnezeului nostru, înaintea celuia care te cunoaște cum nu te cunoaște nimeni, așa cum nu te cunosc vecinii, cum nu te cunosc frații, cum nu te cunoaște soțul și cum nu te cunoaște soția. Așa să vii înaintea Domnului. Spune, Doamne, privește spre mine în această dimineață și dacă am pornit pe o cale rea, Doamne, te rog, taie-mi Tu calea și du-mă Tu pe calea veșniciei și Dumnezeu să aibă milă de noi de toți. Amin. Să intrăm în această rugăciune.
ocupăm locurile și mai lăudăm pe Domnul într-o cântare. Ce dar măreț, Iisus, Salvatorul, e un dar ce nu nimeni nu ni-l poate lua. Ce dar măreț e Iisus Salvatorul, e tot ce poate cerul să îndea. Versetul 7 din Psalmul 139 spune în felul următor: unde mă voi duce departe de Duhul tău și unde voi fugi departe de fața ta? Este o întrebare pe care împăratul David și-o pune și
Așa de minunat un psalm aici, cum era amintit și de fratele Vlăduț. Ochii Domnului, dragii mei, este peste tot. Și spune mai jos, și dacă m-aș ascunde, și întunericul mă va acoperi, și voi fugi oriunde mă voi duce, ochii Domnului sunt peste noi. Și David se întreabă, Duhul tău va fi, mă va călăuzi. Poate câteodată noi spunem, unde este Domnul? Unde este Duhul său? Că uite, trec prin valea plângerii, prin valea umbrii morții și câteodată poate suntem îngăduiți să trecem prin diferite încercări, prin diferite cuptoare, cum spunea cineva odată. Dragii mei, însă să știți că privirile Domnului sunt peste toți cei ce îl caută pe El. Și împăratul David îmi place așa de mult de el, deși a fost un om războinic, a avut multe războaie de dus, totuși a avut timp să scrie, să scrie psalmi, să scrie aceste lucruri și câteodată și-a dat sentința singur și mă duc cu gândul atunci când a săvârșit un păcat cu Barșeba și vine prorocul Natan la el și îi spune, împărate, uite, era în cetate doi oameni, unul era bogat, avea multe oi, turme și unul era sărac și n-avea decât o melușea. Și la cel bogat a venit ceva musafiri. El nu s-a îndurat să taie o oaie de la el, ci s-a dus și a luat oița de la cel sărac. Și David sare de pe scaunul lui de domnie și spune, astfel de om este pe... și dă acolo un verdict. Și prorocul îi spune, oprește-te, David, tu ești omul acela. N-a înțeles pe moment, dar apoi și-a dat seama. Și a început să plângă și s-a tânguit. Dragii mei, iată că Dumnezeu, așa cum l-a acceptat pe David, așa cum l-a iubit pe David, așa cum l-a mustrat și David a înțeles lucrul acesta și s-a pocăit, s-a întors către Dumnezeu cu toată inima. Dragii mei, aș vrea ca să venim și noi înaintea lui Dumnezeu și să-i spunem lui Dumnezeu, Doamne, dacă ochii Tăi sunt peste mine, mă urmăresc și atunci când sunt singur și atunci când încui ușa în odăița mea și în loc să mă rog, poate că meditez, poate vine vrăjmașul și aduce un gând. Totuși să mă gândesc, Doamne, sunt copilul Tău, Duhul Tău este peste mine, puterea Ta vreau să mă însoțească în continuare și să putem da la o parte. Vreau să facem această rugăciune, dragii mei, ca Dumnezeu să lase Duhul Său cel Sfânt, să ne călăuzească, dar totodată, noi, din partea noastră, este bine să ascultăm șoapta Duhului Sfânt. Pentru că El niciodată nu va veni și va spune, cum era amintit, Domnule, vorbește, dă, nu te lăsa, spune și tu că ai dreptul, ai și tu atâția ani de pocăință, nu te lăsa, dragii mei. Ascultarea face mai mult decât jertfa, spune cuvântul lui Dumnezeu. De aceea vom veni înaintea lui Dumnezeu și vom spune, Doamne, lasă Duhul Tău să mă călăuzească în continuare. Fie că e zi, fie că e noapte, fie că sunt de departe, fie că sunt de aproape, Duhul lui Dumnezeu să ne călăuzească, dragii mei, și să pună în inima noastră ascultarea. Este foarte important să ascult. Poate că unul va spune, dă-te mai încolo, nu stai aici, dă-te în partea elaltă, de ce ai făcut asta și nu faci altfel? Dragii mei, să ne putem abține. Tot David spune într-un psalm, am spus, Doamne, pune frâu gure mele ca să nu păcătuiesc înaintea Ta. Sau altă dată când vine cel rău și spune, am stat mut, n-am deschis gura ca să nu păcătuiesc. Câteodată suntem provocați. Dar să facem și noi ca David. Stăm mut, închidem gura, nu dăm drumul. De ce? Pentru că așa putem ieși biruitor. Haideți să ne ridicăm pe picioare, dragii mei, și vom veni în această rugăciune și vom cere ca această putere Duhului Dumnezeu să ne călăuzească și în continuare. Cu siguranță că fiecare dintre noi am putea mărturisi scute, să spunem, Domnule, eu am trecut pe aici, mie mi s-a întâmplat asta, Dumnezeu m-a ridicat, Dumnezeu m-a ajutat, m-a călăuzit, a fost cu mine și iată că sunt în biserică. Dar poate că unii încă n-a ieșit soarele. Să ne rugăm ca Dumnezeu să le dea izbăvire, Dumnezeu să-i ajute să iasă biruitor din încercări. Haideți să plecăm capetele și să ne rugăm Domnului. Amin.
Amin, amin. Haideți să reocupăm locurile și să mai lăudăm pe Domnul cu cântare. El aude strigătul meu, El aude atunci când îl chem, când sunt căzut sau obosit, de Domnul meu eu sunt iubit. El aude strigătul meu, El îmi răspunde, drumul de greu, când plec sau vin eu, mă simt obosit cu Domnul meu iubit. El aude strigătul meu, El îmi răspunde, drumul de greu, când plec sau vin eu, mă simt ocrotit cu Domnul meu iubit. Către munți ochii-mi ridic ca să capăt ajutor, El nu va îngădui să tremure al meu picior. El aude strigătul meu, El îmi răspunde, drumul de greu, când plec sau vin eu, mă simt ocrotit cu Domnul meu iubit. El aude strigătul meu, El îmi răspunde, drumul de greu, când plec sau vin eu, mă simt ocrotit cu Domnul meu iubit. El păzește dreapta mea, Domnul îmi este umbra, ziua, noaptea eu voi sta ocrotit de mâna sa. El aude strigătul meu, El îmi răspunde, drumul de greu, când plec sau vin eu, mă simt ocrotit cu Domnul meu iubit. El aude strigătul meu, El îmi răspunde, drumul de greu, când plec sau vin eu, mă simt ocrotit cu Domnul meu iubit. Tu mi-ai întocmit rărunchii, Tu m-ai țesut în pântecele mamei mele, Te laud că sunt o făptură așa de minunată. Minunate sunt lucrările Tale și ce bine vede sufletul meu lucrul acesta. Trupul meu nu era ascuns de Tine când a fost făcut într-un loc tainic, țesut în chip ciudat, ca în adâncimile pământului. Când nu eram decât un plod, fără chip, ochii Tăi mă vedeau și în cartea Ta erau scrise toate zilele care mi erau rânduite mai înainte de a fi fost vreuna din ele. Amin. Iată, dragii mei, ce minunat cuvânt al lui Dumnezeu! Și nu se poate spune altceva decât că Dumnezeu este acela care este în control asupra tuturor lucrurilor. Nouă oamenilor ni se pare, ei, așa a fost să fie, așa poate că așa a meritat, poate că așa i s-a întâmplat, dar iată că cuvântul în psalmul acesta spune că toate zilele sunt scrise, Dumnezeu este în control. Atunci când, Domnule, nu eram decât un plod țesut, spune că înaintea lui Dumnezeu eram luat în evidență, se va naște un băiat, va fi numele lui ăsta, ăsta va fi călătoria lui. Dragii mei, noi oamenii avem altă gândire, dar iată că cuvântul lui Dumnezeu ne spune că toate lucrurile sunt în controlul lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul! Și mă duc cu gândul la omul lui Dumnezeu, Iov, care cunoaștem așa de bine, așa de încercat a fost, așa de ăsta, și spune cuvântul, Iov recunoaște și spune, urechea mea a auzit vorbindu-se despre tine, dar acum sufletul meu, ochii mei te-au văzut, de aceea mi scârbă de mine și mă pocăiesc în țărână și cenușă. Dragii mei, vreau să cred că
Iov nu era un om pocăit ca noi, poate că, dar era un om corect, un om drept, un om, spune tradiția, când intra Iov în cetate, bătrânii care erau ca și judecători la poarta cetății, din respect pentru el se ridicau în picioare înaintea lui și Iov înainta și intra în cetate. Și cuvântul ne spune, era un om cinstit, corect, dar totuși a venit o perioadă în viața lui când a trebuit să coboare așa de adânc. Toată avuția lui a dispărut, copiii, la un moment dat și soția, declară niște lucruri, dar Iov a rămas statornic, a rămas în picioare, a rămas înaintea lui Dumnezeu. De aceea el recunoaște mai apoi și spune, urechea mea a auzit vorbindu-se despre tine, Dumnezeule, dar abia acum ochii mei te-au văzut. Și cunoaștem așa de bine că Dumnezeu l-a ridicat și a rămas pe paginile Sfintelor Scripturi. Dragii mei, spun aceste cuvinte ca să avem această încredințare că ochii lui Dumnezeu ne supraveghează pe fiecare dintre noi. Ochii lui Dumnezeu ne urmăresc, ochii lui Dumnezeu sunt peste noi, indiferent. Noi să cerem îndurarea lui Dumnezeu, călăuzirea lui Dumnezeu și noi am vrea câteodată ca toate lucrurile să fie bune și frumoase, toate lucrurile să meargă așa, Domnule mă scol de dimineață, dar de ce mi se întâmplă, dragii mei, suntem oameni și ne punem aceste întrebări, dar fiind copii al lui Dumnezeu să spunem, Doamne, dacă aceasta este voia Ta, dă-mi putere să pot să merg înainte, ajută-mă să ies biruitor, ajută-mă să ies învingător, ajută-mă, Doamne, ca să merg până la capăt și Dumnezeu să ne ajute. Dragii mei, aș vrea să venim înaintea lui Dumnezeu, întrucât, vedeți dumneavoastră, traversează întreaga omenire și spunem și noi, nu ne putem plânge, e adevărat ca și alții, dar totuși atâtea știri și atâtea informații care de multe ori ne bulversează, ne dau gândurile peste spate, să spun așa, ne aduc tot felul de lucruri neîngăduite și ca și copiii lui Dumnezeu n-ar trebui să insistăm așa de mult asupra lor, să ne pierdem vremea, de ce se întâmplă așa, de ce nu se întâmplă invers, dar de ce îngăduie Dumnezeu? Este treaba lui Dumnezeu, dragii mei, și nu putem să-L tragem la răspundere, dar aș vrea să venim să ne rugăm lui Dumnezeu și este bine lucrul acesta, că facem rugăciuni pentru Ucraina și nu numai frații noștri de acolo și cei din prejurim, dați-mi voie să cer, să ne rugăm și pentru Rusia, pentru că și în Rusia sunt frați de-ai noștri, sunt copii al lui Dumnezeu, care încheiat legământ cu Dumnezeu, care îl slujesc pe Dumnezeu și tot felul de oameni și Dumnezeu să-i protejeze, să aibă milă de ei, Doamne, dar totodată Dumnezeu să lasă pace. Oamenii încearcă, oamenii vede, discută, fac atâtea intervenții, dar nu se vede nimic la orizont. Ba, dimpotrivă, vin tot felul de lucruri negative și amenințări și nu ne place. Dar noi să venim înaintea lui Dumnezeu și să-i spunem, Doamne, lasă Tu pace, lasă liniște, indiferent ce națiune suntem, suntem oameni făcuți după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, suntem creatura lui Dumnezeu, indiferent că suntem așa cum suntem, de aceea vom veni înaintea lui Dumnezeu și ne vom ruga ca Dumnezeu să lasă pace, să lasă liniște, să aibă milă și de cei copilași mici care poartă mamele prin cărucior, în brațe. Sigur că ne rupe inima, dar ceea ce putem face, fraților, pe lângă ajutoarele care le vom trimite și le vom da și putem să ne rugăm înaintea lui Dumnezeu și să-i spunem, Doamne, intervine Tu, lucrează Tu, oprește Tu, Doamne, acest război, această nemulțumire, această stare și Dumnezeu să ne asculte, dragii mei, rugăciunea. Haideți să ne ridicăm pe picioare și vom veni înaintea lui Dumnezeu și vom face această intervenție, că avem obligația aceasta, ne învață cuvântul lui Dumnezeu. Dar în toate să se facă voia Lui și Dumnezeu să aibă milă în mod deosebit de copiii săi, oriunde s-ar afla, dar și de pacea și liniștea între națiuni. Amin. Plecăm pe capetele și ne rugăm.
Amin. Haideți să reocupăm locurile și să mai lăudăm pe Domnul. La crucea de la Golgota, Doamne, vin și îngenunchez cu viața mea. Sufletul mi-e îndurerat, Doamne, ajută-mă. La crucea de la Golgota, Doamne, vin și genunchez cu viața mea. Sunt obosit de-al meu păcat, sufletul mi-e îndurerat, ajută-mă. Trimite, Doamne, har din cer, dă mângâiere să nu pierd. Primește viața mea doar la cruce, la calvar. Sfințește, Doamne, ființa mea, să pot să-ți dau înaintea ta, să-ți mulțumesc, am mai răscumpărat. Sunt călător pe acest pământ, nu fi tristă inima, nu dispera. Stai lângă cruce, nu uita, Iisus te va mântuia inima mea. Trimite, Doamne, har din cer, dă mângâiere să nu pierd. Primește viața mea în dar, la cruce, la calvar. Sfințește, Doamne, ființa mea, să pot să stau înaintea ta, să-ți mulțumesc că m-ai răscumpărat. Trimite, Doamne, har din cer, dă mângâiere să nu pierd. Primește viața mea în dar, la cruce, la calvar. Sfințește, Doamne, ființa mea, să pot să stau înaintea ta, să-ți mulțumesc că m-ai răscumpărat. Slăvit să fie Domnul! Deși e o zi de sărbătoare în casa Domnului în această dimineață, sunt persoane care nu sunt în această sărbătoare pentru că au alte dureri, au alte suferințe și au venit o grămadă de bilete în locul acesta, persoane care suferă, persoane care au nevoie ca Dumnezeu să intervină în cauza lor. Sunt familii care sunt destrămate și ne rugăm ca Dumnezeu să lase unitate în familie. Familii care au nevoie de intervenția lui Dumnezeu. Mame care se roagă pentru copiilor ca Domnul să le taie calea, să-i aducă din nou în casa Domnului. Au fost în casa lui Dumnezeu, au primit binecuvântarea, dar acum sunt departe. Unii sunt legați de jocuri de noroc, alții și-au părăsit familia. Domnul Dumnezeu să intervină în fiecare cauză. E aici un bilet, o familie, familia Moscu, ne roagă pentru băiatul lor, Ștefan, care a avut ieri un accident și se află în stare critică la spital. Dumnezeu să intervină în dreptul lor. E aici un bilet pentru un bărbat, Daniel, care are doi copii, e tata a doi copii și este în depresie. Și ne roagă ca biserica să mijlocească pentru cauza lui. Dumnezeu să se atingă de mintea lui. Ce mare binecuvântare e să ai o minte curată, să ai o minte limpede, mintea ta să fie luminată de Duhul lui Dumnezeu. Ce binecuvântare este! Apoi cineva ne spune că săptămâna aceasta a avut o intervenție chirurgicală și Domnul a fost acolo cu mâna medicilor și Domnul le-a dat binecuvântarea și a ajutat-o. Și astăzi și-a revenit.
Slăviți să fie Domnul! Dumnezeu este acela care lucrează. Ne spune cuvântul Domnului aici în Evanghelia după Matei, capitolul 4, începând cu versetul 23, spune: Iisus străbătea toată Galileea, învățând pe norod în sinagogi, propovăduind Evanghelia împărăției și tămăduind orice boală și orice neputință care era în norod. I s-a dus vestea în toată Siria și aduceau la el pe toți cei ce sufereau de felurite boli și chinuri, pe cei îndrăciți, pe cei lunatici și pe cei slăbănoci, și el îi vindeca. Aș dori să facem această rugăciune ca și în această dimineață. Domnul să-și întindă mâna lui cea bună. Toți aceștia care au trimis un bilet în locul acesta, l-au trimis prin credință, știind că mâna Domnului este aceea care va lua în mâna lui, el va lua, Domnul va lua în mâna lui toate aceste cauze și el va da binecuvântarea. Să știți că n-au trimis aceste bilete ca doar să le citim noi, pentru că noi, fiecare dintre noi, nu putem să facem nimic decât să ne rugăm pentru ei. Dar știm că aici, în locul acesta, este prezent Domnul. Și nu de atâtea ori, la fel cum spune cuvântul aici, că i s-a dus vestea în toată Siria și peste tot, că Domnul Iisus era acela care lucrează, că Domnul Iisus era acela care vindecă. Să știți că mulți trimit bilete și nu sunt neapărat membri la Elim. Sunt membri în altă parte, sunt din America, sunt din alte părți, știind că Domnul lucrează în locul acesta. Numele Domnului să fie lăudat și Domnul să se atingă de toate aceste cauze. Haideți să ne ridicăm în picioare și prin credință să cerem binecuvântarea Domnului, să cerem vindecare pentru cel care are cancer, să cerem îndurarea Domnului și eliberare pentru cel care e legat în dimineața aceasta de jocuri de noroc, pentru fiii risipitori, Domnul să-i aducă înapoi, pentru familiile unde-i dezbinare, unde-i rupere, Domnul să lase unitate în familii și numele Domnului să fie lăudat în toate. Amin. Să intrăm în această rugăciune. Tatăl nostru care ești în ceruri, în duc de rugăciune venim în aceste clipe, Doamne, cu mulțumiri în inimile noastre. Este adevărat că avem multe dorințe, Doamne,
Dar având în vedere timpul, te rog, Doamne, ca Tu să ai în vedere și dorințele celelalte, care poate că n-am reușit să le aducem înaintea Ta în duc de rugăciune. Totuși îți mulțumim pentru timpul acesta care l-am petrecut aici, Doamne, în duc de rugăciune. Te rog ca Tu să iei aminte la dorințele noastre, ca Tu să iei aminte la dorințele poporului Tău, Doamne, și în timpul care urmează Tu să ne cercetezi și să lucrezi, Doamne. Te rog, Doamne, să binecuvintezi în continuare ziua întreagă, în mod deosebit serviciul, Doamne, care urmează. Fă, Doamne Dumnezeule, ca această lucrare minunată, privirile Tale să fie îndreptate în locul acesta și binecuvântarea Ta să curgă, Doamne, și în dimineața aceasta, Doamne. Te rog să binecuvintezi cuvântul Tău care va fi citit, care va fi vestit, iar inimile noastre, Doamne, să putem primi cu bucurie și să avem de învățat, Doamne, atât cei mai tineri, dar și cei mai în vârstă. Ne încredințăm în brațele Tale, Doamne, și Te rog să fii și să rămâi cu noi de acum și până în veci. Amin. Binecuvântat să fie Domnul. Amin. Care ne-a dăruit viață și ne-a pus în inimă dorința aceasta de a fi prezenți în această dimineață aici, în această casă de rugăciune, pentru evenimentul acesta frumos care îl avem, căsătoria celor doi tineri care au ajuns deja și urmează să intre în casa noastră de rugăciune aici, să ne bucurăm împreună. Vă invit să ocupați locurile în timp ce Mirele și Mireasa vor fi cei care se pregătesc să își ocupe locurile rezervate pentru ei în această zi, în mod special aici în Biserica Elim. Pline de bucurie în această dimineață, iată-ne aici în casa de rugăciune Elim, oaspeți veniți de departe, alții veniți mai de aproape, unii obișnuiți cu locația aceasta, alții pentru prima dată, pentru că am fost invitați de către Sebi și Cristina, cei doi miri pe care îi avem în fața noastră ca să participăm la căsătoria lor.
Cred că ei sunt tare bucuroși pentru ziua de astăzi, pentru momentul acesta special din viața lor. Sunt foarte fericiți pentru că visul, dorința lor a devenit o realitate și ne bucurăm pentru ei. Iar dacă ar fi să ne spună ei ceva, privind înspre noi cât suntem aici, ar spune un mulțumesc frumos tuturor celor care ați venit la această părtășie în această dimineață și ei se bucură pentru fiecare, fie că sunteți vecini, fie că sunteți rude, fie că sunteți colegi de muncă, prieteni cunoscuți sau frați de credință. Ei sunt foarte mulțumiți că astăzi sunteți aici împreună cu ei și noi toți ne bucurăm pentru cei doi, pentru că Domnul a rânduit această binecuvântare în viața lor. Am dorit să deschidem serviciul divin în cadrul căruia are loc cununia celor doi, prin rugăciune și în privința aceasta, fratele Achim Coriolan este desemnat de către miri să rostească rugăciunea prin care ne închinăm și cerem binecuvântarea Domnului peste noi și lucrarea care se va desfășura. Tatăl nostru care ești în ceruri, credem din toată inima noastră că în cartea ta erau scrise toate zilele lui Sebi și lui Cristina. Erau scrise zilele când ei s-au născut aici în lumea aceasta, dar este scrisă și ziua aceasta de astăzi, de 10 aprilie 2022, când ei stau înaintea ta și înaintea noastră. De aceea, Tatăl nostru care ești în ceruri, te binecuvântăm pentru planul tău veșnic pe care l-ai întocmit pentru Cristina și pentru Sebi, ca împreună să cunoască dragostea lui Hristos, care întrece orice cunoștință, să ajungă amândoi plini de toată plinătatea ta, Dumnezeule. De aceea ție, ce prin puterea care ai lucrat în ei, poți să faci și vei face și în continuare pentru ei mai mult decât cerem sau gândim noi. A ta să fie slava în biserică și în Hristos Iisus Domnul. Tată, îți mulțumim că i-ai binecuvântat, iar în momentele acestea te rog, întinde mâna în semn de binecuvântare pentru unirea lor în căsătorie. Așa cum ai fost martor, Dumnezeule, la prima căsătorie, fii martor și la căsătoria lui Sebi cu Cristina. Fie ziua de azi o sărbătoare pentru noi toți, dar mă rog din adâncul inimii ca toți prietenilor, rudenile lor, vecinii, cei apropiați care participă astăzi la această sărbătoare, Doamne, îngăduie ca Duhul Sfânt să lucreze astăzi. Și când va fi marea sărbătoare, când Cristina și Sebi vor fi în cer la marea sărbătoare, niciunul din untașii care sunt azi aici să nu lipsească. Atinge inima fiecăruia, așa cum ai lucrat la inima lor, fă să te cunoască și fă să te primească cei ce sunt prezenți azi aici. Doamne, fii martor la fiecare întâlnire pe care o va avea fiecare din cei prezenți. De aceea îți mulțumim că rămâi în continuare. Te rog să binecuvintezi fiecare activitate de astăzi, fiecare închinare. Binecuvântează cântarea, poezia, mesajul. Fă să fie ungere divină pentru fiecare. Și îți mulțumim că vei face mai mult decât am cerut sau am gândit noi. Amin. Iar acum vom prezenta cuvântul Domnului din Cartea Efeseni, capitolul 5, de la versetul 19 la 33, cuvânt care spune următoarele. Vorbiți între voi cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești și cântați și aduceți din toată inima laudă Domnului. Mulțumiți totdeauna lui Dumnezeu Tatăl pentru toate lucrurile în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos. Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului, căci bărbatul este capul nevestei, după cum și Hristos este capul bisericii, El mântuitorul trupului.
Și după cum biserica este supusă lui Hristos, tot așa și nevestele să fie supuse bărbaților lor în toate lucrurile. Bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit și Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea, ca să o sfințească după ce a curățit-o prin botezul cu apă, prin cuvânt, ca să înfățișeze înaintea lui această biserică slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. Tot așa, trebuie să-și iubească și bărbații nevestele, ca pe trupurile lor. Cine își iubește nevasta, se iubește pe sine însuși, căci nimeni nu și-a urât vreodată trupul lui, ci îl hrănește, îl îngrijește cu drag ca și Hristos biserica, pentru că noi suntem mădulare ale trupului lui, carne din carnea lui și os din oasele lui. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevasta sa și cei doi vor fi un singur trup. Taina aceasta este mare, vorbesc despre Hristos și despre biserică. Încolo, fiecare din voi să-și iubească nevasta ca pe sine și nevasta să-și respecte bărbatul. Amin. Vă rog să reocupați locurile. În mod deosebit în dimineața aceasta frumoasă de 10 aprilie 2022 salutăm prezența celor doi tineri, a lui Sebastian Ionuț din familia Casandrei și pe Maria Cristina din familia Streian. Și le spunem bun venit la altar și Domnul să vă binecuvinteze. Ați găsit locuri potrivite să ne putem privi în ochi unii pe ceilalți și să ne acordăm atenția unii celorlalți. Bine ați venit și Domnul să-și întindă mâna cu binecuvântare deosebită peste voi. De asemenea, bine ați venit, dragi oaspeți, vecini, prieteni cunoscuți, frați, surori de credință, membri ai bisericii sau alți veniți din alte comunități. Bun venit la această căsătorie și Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți și toate. Amin. Așa după cum cunoașteți, activitatea celor doi în sânul bisericii noastre a fost una și va rămâne una specială, una deosebită. Doi tineri dedicați în mod special în ceea ce privește actul de slujire, închinare, slujire prin cântare, Sebi din cuvântul Domnului. Serviciul din această zi este foarte încărcat cu foarte multe puncte, dar în limita timpului încercăm cât se poate să folosim fiecare minut la maxim. De aceea, de început, corul mare este pregătit să slujească spre lauda Domnului, după care apoi un grup de copii mici au o cântare, iar după acești copilași, Giuliana, acum când voi porniți, va cânta posibil sau recita? După care apoi Ciprian, fratele Miresei, este cel care a pregătit versuri cu ocazia aceasta și ne rugăm Domnul să dea har și putere în slujirea fiecăruia. Amin. Thank you.
voi porniți la drum, să nu plecați fără Iisus, căci fără El e totul scrum și soarele-i de mult apus. Iisus este bucurie și doar prin El putea veți birui. Chemați-L azi în viață, lumină să vă fie, chemați-L și vă va însoți. Cu Iisus este bucurie și doar prin El putea veți birui. Chemați-L azi în viață, lumină să vă fie, chemați-L și vă va însoți. Vostru că El să nu iubiți până la sfârșit, puneți-vă nădejdea în El și-n dragoste veți birui. Cu Iisus este bucurie și doar prin El putea veți birui. Chemați-L azi în viață, lumină să vă fie, chemați-L și vă va însoți. Cu Iisus este bucurie și doar prin El putea veți birui. Chemați-L azi în viață, lumină să vă fie, chemați-L și vă va însoți. Amen. Slăviți să fie Dumnezeu! Nuntă, zi de bucurie, flori și cântec și lumină. Orice inimă e plină de un fior sărbătoresc. Ochii tuturor privesc cu un freamă de iubire spre mireasă și spre mire. Căci la noi în adunare, când e nuntă, e o zi de sărbătoare. Fie tânăr sau copil, fie tâmpla cea căruntă, fiecare are o inimă voioasă, plină de un har de sus. Tot poporul e mireasă pentru mirele Iisus. Căci îl simte în piept oricine, cum se apropie, cum vine, cum din țara sclipitoare ne aduce pentru nuntă dulce binecuvântare. De la El avem din plin vin divin, sânge ceresc și sfânt. Avem pâine, trupul sfânt, și bucate avem gustoase și miezoase din scripturi, taine cu parfum de miere ce dau viață și putere. Staroste sau pețitor este Duhul ce lucrează prin oricare vestitor. Ca fecioare de onoare avem inimi veghetoare, iar făclie de lumină orice inimă creștină are.
Da, la orice nuntă în lume se petrece într-un fel. Lăutari și joc și glume și inel lângă inel. Dar oricât ar fi de plină de podoabe și lumină, nunta în lume se termină. Și încep mirii noua viață, viața în doi, când cu soare, când cu ceață, când cu fluturi, când seninul, când urgia. După cum e căsnicia, la început e primăvară, bunăoară totu-i cântec, totu-i floare, vin apoi trei luni de soare, apoi toamna cea cu roadă, și la urmă vine iarna, cu scaieți și cu zăpadă. Unde-s mugurii din mai? Unde-s florile înspumate? Unde-i jocul? Unde-i gluma? Unde-s toate? Numai cioburi, numai scrum, numai vânturi ce doinesc și amintiri ce mucezesc între pagini de album. Pe când nunta în credință nu-i o frunză pe poteci, pot să cadă fulgii reci, noi avem în cer un mire și o iubire pentru veci. Nunta noastră nu-i un vis care-ți lasă pumnii goi, e un pas făcut în doi pe pământ spre paradis, unde, după cum e scris, totdeauna e sărbătoare, unde totul e numai floare, unde cântecul nu moare, unde orice piatră-i sfântă, unde florile cuvântă, unde mii de îngeri cântă, unde noaptea nu coboară peste albele zambile, unde nimeni nu măsoară vremea după ani și zile, unde în veci e o primăvară, tot mai plină, mai bogată. Și astfel nunta cea divină pentru noi nu se termină niciodată. Niciodată. Bine, dar e cu putință prin credință să ajungi în veșnicie? Da, căci Dumnezeu ce a spus, a adus, tot ce în vremuri a vestit, a împlinit. Omul, da, e om, pământ, însă Dumnezeu e sfânt, dragostea e a lui țintă. Poate Dumnezeu să mintă? N-a trimis El pe Iisus, pe împăratul prea iubit, cum de mult au scris profeții, ca să fie răstignit și să aducă harul vieții chiar în ceasul prorocit. Pentru mine, pentru tine, pentru toți acei ce vor azi să facă primul pas, El ne-a întârziat o zi, El ne-a întârziat un ceas, El e sfânt, e Dumnezeu. Să te încrezi în al Său glas, nu-i greu. Dar la nuntă, ca la nuntă, fetele se strâng și ascultă și se uită vreme multă, când la mire, ca la soare, când la gingașa lui floare, de-ar gândi cu glas mai tare, s-ar tot auzi prin casă, vreau să fiu și eu mireasă. Dragi prieteni, rude scumpe, în această zi sfințită, azi, simțiți ce fericită e mireasa lui Hristos, în veșmânt de împărăteasă și cu suflet luminos? Voi nu vreți să fiți mireasă? Poate mâine, poate astăzi vine mirele duios. Și când sus la el acasă va începe bucuria, când oștirile de îngeri în răsfrângeri vor vesti împărăția, când ecoul slavei lor va zbura din nor în nor și când noi acolo sus, fără îndemnul nimănuia, vom striga cu dor nespus, aleluia, aleluia lui Iisus, când în haine sclipitoare vom zbura voioși în soare, pe nepieritoare lungi. Tu, prietene de astăzi, unde vei fi dus atunci? În zadar, cu o inimă geloasă, vei striga, plângând cu amar, vreau să fiu și eu mireasă. În zadar vei vrea să zbori către nori.
ale îngerilor oști, nu te știu, nu le cunoști. Mirele Emanuel, nu ți-a pus în mâini inel. Unde-i vălul de mireasă cel țesut din in subțire? Unde oare ți-i cununa semnul de neprihănire să-ți îmbrace în slavă părul? Unde-i mijlocul încins cu adevărul? Unde-i sfânta încălțăminte, râvna harului fierbinte? Și apoi mai presus de toate, tu pe cel crucificat, tu prietene, tu frate, îl iubești cu adevărat. Iată, vremea e aproape, miezul nopții a bătut, mirele curând sosește. Ia gândește, vrei să mergi cu noi acasă ca logodnica aleasă? Țese astăzi pânza bună, strânge flori pentru cunună, Domnul vine, Maranata, pune-ți vălul de mireasă și fii gata. Amin. Amin. Slavă Domnului! Două formații sunt pregătite să slujească spre slava Domnului și în cele două formații mireasa și-a adus dintotdeauna, de când era o tinerică, aportul în mod special. În mod deosebit în orchestră, unde a slujit și slujește în continuare, și apoi la corul copiilor, unde a fost și este dirijoarea principală pentru corul copiilor. Iată cât de mulți copii au venit și sunt convins și părinților aici cu mult drag, ca să fie alături de Cristina și poate că de data asta erau bine scaunele spuse în partea cealaltă, să-i vedeți pe cei mici și să vă vadă ei pe voi. Haideți copii, e rândul vostru să slujiți cu o cântare, cu bucurie, lăudându-L pe Domnul, pentru că o vedeți pe Cristina, dirijoarea voastră, îmbrăcată mireasă alături de iubitul ei. Iar apoi se pregătește orchestra, în același scop să cânte pentru slava Domnului și Dumnezeu să binecuvinteze toate formațiile în slujirea care o fac pentru Dumnezeu de fiecare dată. Pentru că ei sunt prezenți de fiecare dată, fie că este cineva din compartimentul lor, din formație care se căsătorește sau evenimente deosebite, fie că este altcineva din biserică, sunt la datorie de a sluji pentru Dumnezeu cu drag, ca și slujitori ai Săi. Iar apoi, după cele două cântări, corul copiilor și orchestră, vom fi cei care vom asculta cuvântul Domnului, cuvânt de sfătuire, de încurajare, de învățătură, prin fratele Dani Popa, pe care mirii l-au ales să le aducă un cuvânt de binecuvântare în această dimineață. Iar apoi, după toate acestea, Zaharia este cel care a pregătit o cântare și Dumnezeu să-l binecuvinteze în slujirea care a pregătit-o pentru Domnul și pentru împodobirea evenimentului acestuia frumos. Fie Domnul slăvit în toate. Amin. Prețuim și ne bucurăm pentru tine. Dorim ca Dumnezeu să mă binecuvinteze. Nu mi-a pasit.
cu toți, căci pentru mine și pentru tine Iisus pe cruce s-a dăruit. Iubiți, 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 iub
Slăvit să fie Domnul! Parcă ne transmite și nouă emoțiile voastre și eu parcă m-au apucat emoțiile. O zis fratele păstor când ați intrat în biserică, zice, uită-te la Sebi cât e de slăbuț. Zic, așa am fost și eu când m-am căsătorit, când mergeam să duc invitația la cineva și urcam cu liftul, nu pornea liftul cu mine. Simțea că e gol. Acum Dana îmi spune, ai grijă la sacouri că nu te mai cuprind. O să vezi, Sebi, că de acum o să te schimb pe sacouri, o să... Ca să vă treacă puțin emoțiile, vreau să te întreb, Sebi, ceva, acum de început, și îi rog pe tinerii necăsătoriți să fie foarte atenți și dacă puteți să luați camera de pe mine și să o puneți pe Sebi. Că în seara, în dimineața asta o să găsiți o soluție la căsătorie. Tineri, mă uit și pe la balcon, mulți m-au întrebat, ce să fac, vreau să mă însor. Nu știu cum să abordez, nu știu cum să... Și acum vă spun soluția. N-am știut să vă răspund în multe, la multe întrebări, dar acum am răspunsul la întrebare. Sebi, să fii foarte sincer și să dai răspunsul. Băieții te ascultă. Cristina dirija corul de copii, da? Sus acolo la balcon. O vedeam pe Cristina acolo stând la balcon cu corul de copii dimineața. Seara, tu unde stăteai? Acolo, da? Eu știi la ce concluzie am ajuns? Că tu te puneai pe scaunul pe care stătea ea dimineața. Deci eu, da, mă uit pe filmări în arhivă, el seara mergea, a pus ochii pe Cristina, direct pe locul ei. Ea dimineața, el seara, pe același loc. Acum, tânără, dacă vezi pe un băiat că tu cânti la orchestră și seara el e în locul tău, să știi că nu vrea să-ți ia locul. El vrea să-ți bată la ușă. El vrea să te ia cu totul. Nu știu, pe acolo a fost scaunul pe care, uite, recunoaște. Deci asta e soluția. Dacă ai pus ochii pe o fată și nu știi cum să o abordezi, nu trebuie să spui multe cuvinte. Te aștepți pe scaunul ei. Și ea vede că nu mai are locul acolo liber, nu mai... În această dimineață aș vrea să ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu. Foarte mulți oameni, când se căsătoresc tineri sau la vârsta lor, când se căsătoresc, au impresia că viața de familie e un platou plin, care îl primești în ziua anunții și începi să-l tăgolești. Tot ei de pe el, tot ei. Dumnezeu îți dă în ziua anunții un platou din ăla încărcat de sărupe de pe el și tu tot numai să iei. Dar viața de familie nu e un platou plin, ci un platou gol. Voi astăzi primiți un platou plin numai la restaurant. După 12 o să primim un platou plin. Dar astăzi voi începeți cu un platou gol. Și viața de familie e un platou gol pe care nu iei, ci pui. Începi să pui pe platou. Și ce pui pe platou, aia ai acasă. Nu poți da vina pe soacră dacă ea a venit să o pus ea. Nu, tu ai lăsat-o să pună. Tu ai chemat-o acasă să-ți mai pună pe platou. Tu ai pe platou numai ce ai permis să se pună pe platou. Mulți cred, Cristina, în domeniul tău a muzicii, viața de familie e o partitură goală. Tu scrii melodia. Tu începi să scrii, primești portativul gol și cu cheia sol la început. Atât. Și tu începi să pui melodia, să pui notele care vrei să se audă la tine în casă. Mulți vor să bată la tobe în casă și să se audă afară vioara. Și când sunt înăuntru, întotdeauna aia se va auzi afară. Sebi, să dau din domeniul tău cu dantură, mi-e rușine, că să compar viața de familie cu dantură și o proteză, nu, asta o să-ți spun în particular. Ce-i foarte important, frații mei, întotdeauna când începem o lucrare, să o începem în legătură cu proiectantul. Cel mai important, sunt foarte mulți constructori în locul acesta. E foarte importantă legătura dintre cel ce construiește și proiectantul care o da proiectul clădirii. Să știți, românii au proiectanți la tot colțul. Au tot fel și fel de proiectanți din ăștia care, domne, n-a ascultat de ăla din birou de ăla. Ăla nu știe de pe teren, îți spun eu cum să faci. Și am dat peste fel și fel de oameni din ăștia care au zis, merge, nu băga fier de 10, domne,
Că merg cu ăla de 8. Dar proiectul zice fier de 10. Vine ăsta care o construi și el cotețuri toată viața lui și îți spune cum să construiești o casă cu două nivele. Îți spune, nu băga beton de 300, că e scump ăla, domne. Las că mere cu 100, că mere betonul de 100. Știi ce se întâmplă după un an de zile, după ce ai tot scos câte un fir de fier beton, după ce ai scos betonul de calitate și ai băgat mai slăbuș, știi ce se întâmplă după un an de zile? Apar fisuri. De ce? Că ai ascultat de oricine. Ai ascultat de toți care și-or da cu părerea. Știți că avem mulți din ăștia care își dau cu părerea? Să uită la tine la casă. A, nu, lasă-l mă, tu pune-l la punct, mă, calcă-l pe bombeu, calcă-l pe papuc, tu pune-l la punct. Din ăștia-s mulți care îi n-au treabă. Ei ori bătu și două cuie la viața lor, ori tăia cu firezul și îți dă lecții de construcție. Ar vrea în această zi să vă uitați și voi și noi în cuvântul lui Dumnezeu. Să fim în legătură cu proiectantul familiei, în legătură cu Dumnezeu, ca să avem o casă trainică. Întotdeauna păstrează legătura cu proiectantul. Slăvit să fie numele Domnului! În această zi vreau să ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu și mesajul l-am intitulat Detaliile vieții de familie. Pentru că în viața de familie sunt foarte multe detalii. Și dacă nu ești atent la detalii, s-ar putea, așa cum câteodată nu ești atent la detaliile prăjiturii și îți dai seama că ai uitat să pui praful de copt și deja ai băgat tava în cuptor. Și zici, nu mai am ce să fac. Și îți dai seama că dintr-un blat pufos care așteptai să crească, ai scos o lipie. De ce? Că n-ai fost atent la detalii. N-ai fost atent la detaliile care trebuiau să ducă la final cu bine prăjitura sau ce vreai să pregătești. Primul lucru la care vreau să ne uităm și primul detaliu, Apostolul Pavel vine în cuvântul acesta din Efeseni și începe așa, versetul 19. Vorbiți! Primul detaliu în viața de familie, îi vorbirea. Aveți grijă să nu tăceți, să vorbiți. Știți că până la căsătorie Adam n-a scos multe cuvinte, ziceai că e pe silent, nimic. Dar când a venit Eva lângă el, s-a început să vorbească. O zis, iată în sfârșit, o explodat să spună dragostea. Știți că în România îi pe invers? Dom'le, până la nuntă nu-i închis gura, scoci să-i pui, cu scociul vorbește, bate din gură, aruncă cuvinte frumoase. Doamne, când s-o căsătorit, zici că-i mut. Nu mai zici un cuvânt, doamne. Bă, dar spune-mă, vorbește. Apostolul Pavel vine și spune, vorbiți. Știți unde apar problemele? Prima fisură, că nu vorbim între noi. Când nu vorbești, vine Pavel și spune, vorbiți între voi, nu despre voi. A meu, domne, greu se scoală. A meu, domne, 20 de milioane aduce acasă. Știi ce arată asta? Că nu ești atent la detalii. Nu vorbiți între voi, ci vorbești despre partenerul de viață. Dar nu zici, bă, plânge-te, mă, spune de el să te creadă, să vadă lumea ce ai tu de suferit. Nu, Pavel vine și spune, vorbiți între voi. Voi doi de astăzi trebuie să înțelegeți, aveți nevoi pe care voi nu le cunoașteți acum. Cristina, tu n-ai un detector în tine care să-i detectezi nevoile lui Sebi. De-aia, Sebi, tu trebuie să vorbești. Trebuie să-ți pui nevoia ta. Sebi, nici tu n-ai detector. N-ai detector de nevoi pentru Cristina. De aceea, Cristina, te rog, femeile au o calitate. Știi care e calitatea femeilor? Să spună, domne, dacă nu-ți spune, e gata, nu mai poate, până nu-ți spune. Folosește calitatea aceasta. Pentru că să știți ceva... Dacă nu-ți spui nevoia cu care te confrunți, știți ce apare? Frustrarea. Știți că nevoia neîmplinită, nevorbită, atrage în viața omului frustrarea? De ce sunt multe femei, domne, ca bomba, explodează? Știți de ce? Pentru că n-au avut moment când să-și spună nevoia ei, să-și spună nevoia lui. Când nevoia se transformă în frustrare, vine diavolul și transformă frustrarea în ispită. Vine diavolul și frustrarea aia nevorbită, nerezolvată, îți aduce pe nevoia ta un model de ispită exact ca la podul nevoii tale. Că de fapt asta e ispita.
ai o nevoie neîmplinită și vine diavolul și ți-o împlinește prin ispită. De ce în grădina Edenului a venit diavolul și a avut izbândă să ispitească și să trântească prima pereche în grădina Edenului? Știți de ce? Pentru că Eva nu și-a spus nevoia ei. Dacă mergea la Adam și îi spunea: Adame, bă, mă doare fierea de la fructele ăstea, mă, parcă aș mânca altceva, parcă nu, mă, tot aceleași fructe, aș mai vrea altceva, aș vrea să mai schimbăm, aș vrea, dar nu, ia, de ce ești supărată, lasă-mă în pace, păi spune-mă, lasă-mă. Știți că unii folosesc vorbirea prin copii? Du-te la mamă, ta spune că mi-e foame. Păi da, spune-i tu, nu că nu vorbesc, dar nu-i de râs, frații mei, îi de plâns. Pentru că îi termin caracterul copilului, îi termin personalitatea lui când îl folosești pe post de cuvinte. Du-te, spune-i la tată, tu că n-avem pâine acasă, să ia când vine de la lucru. Știi ce arată asta? Arată că nevoia ți s-a transformat în frustrare și frustrarea vine diavolul și îți aduce ispita și ești vulnerabil pentru că ești singur. Dacă vorbea, oare cum arăta istoria primei familii în grădină? Dacă Eva mergea și vorbea cu Adam și îi spunea: uite problema mea, uite cu ce mă confrunt. Ce zice Adam? Mă, hai să-L întrebăm pe Dumnezeu. Hai să vedem ce spune Dumnezeu. Ne-a dat Dumnezeu odată, dar hai să vedem. Nu găsește Dumnezeu o soluție să mai schimbe, Domne, fructele, să mai crească un copac diferit, să-ți mai împlinească nevoia asta. Dar vorbește, du-te acasă și vorbește nevoia ta. Că n-are de unde să știe Vasile cu ce te confrunți. Că nu-i merge detectorul, nu are. Nu avem. De aceea a venit Pavel și a zis: nu tăceți, vorbiți între voi. Nu vorbi cu mama mai mult decât cu nevastă. Nu vorbi mai mult cu maică ta decât cu soțul tău. Nu vorbi. Și a zis: vorbiți între voi. Am întâlnit pe cineva, o familie tânără. Și ea tot trimitea semnale și spunea nevoile. El zicea că e pe silent. Și au zis la un moment dat, femeia au zis: fraților, frate, domne, vreau să mânc o înghețată, să mâncăm o înghețată. Au zis: are mama în frigider, în congelator. Zice, n-am zis nimic. Am zis, băi, să mâncăm într-o seară, să mergem să mâncăm o pizza. Are mama. Tot ce-mi doream, avea mamă sa. Până am zis, bă, nu mai rezist, mă, lasă-mă în pace cu maică-ta, toate nevoile mele mi le împlinește maică-ta, lasă-mă în pace, vreau să stau și eu cu tine, nu-mi trebuie pizza, mă. El nu înțelegea. Semnalul care îl trimitea, nu mai dăm 12 lei sau acum cât e o pizza, nu mai știu. Nu mai dăm, că are mama acasă, are mama cartofi prăjiți. Bă, dacă îți trimite semnal, nu-i trebuie pizza aia. Dar îi trebuie să stea cu tine, îi trebuie să împlinești nevoia de comunicare, îi trebuie să împlinești nevoia relațională. Ai grijă, Sebi, semnalele care ți le transmite Cristina. Cristina, tu să ai grijă să-i transmiți semnale referitoare la nevoile tale. Îi spui, bă, mai stai pe acasă, prea mult stai la lucru, lasă-i pe ea cu dinții că mai pot aștepta. M-or aștepta 30 de ani după dantura asta, mai pot aștepta o săptămână, da? Ai grijă, Sebi, la nevoile ei, ce transmite. Și invers. De ce? Pentru că dacă nu ești tu atent la nevoile partenerului, știi cine e atent? În grădină, când n-a vorbit Eva cu Adam și ei doi n-au mai vorbit cu Dumnezeu, a venit unul dispus la discuții. Și i-a dus la discuții. Ăsta are totdeauna cafeaua pregătită. Ăsta totdeauna, el are Coca-Cola deschis să stea la povești. Veniți la mine. Știți cine a discutat cu ei? Șarpele. O discuta diavolul. Și știți ce-or pățit după ce-or discuta cu ei? N-or mai discutat unul cu altul, ce-or discuta cu șarpele, cu diavolul. Tot s-o prăbușit. Tot ce-o fost frumos, câte familii n-or fost frumoase în ziua nunții. Dar știi ce-i adevărata binecuvântare? Să te uiți după ani de zile în urmă și să zici: am iubit o singură nevastă, am iubit un singur bărbat, am avut ochii numai pentru o femeie, am avut ochii numai pentru un bărbat. Adică mi-am exprimat nevoile și n-am lăsat nevoia mea să se transforme în frustrare și să vină diavolul cu oferta la discuții. Nu. Primul lucru, primul detaliu de care vreau să țineți cont în vremea aceasta. Vorbiți între voi, nu despre voi. Nu
o să vezi, Sebi, de astăzi înainte, că Cristina are și defecte. Ai știut? Nu era prea sigur. O să vezi, Cristina, că Sebi de azi înainte are și defecte. Nu i-ai văzut defectele. Ai fost happy și foarte bine. Dar fiind continuare așa, nu sunteți perfecți. Dar Dumnezeu v-a așezat unul lângă altul. Știți de ce? Că știu că puteți merge în călătoria aceasta până la capăt. Și Domnul să vă ajute la lucrul acesta. Măriți să fie numele Domnului. Al doilea lucru și al doilea detaliu, știți ce spune Pavel? Vine Pavel și spune, vorbiți între voi cu psalmi, cu cântări de laudă. Vorbește. Dar știi ce trebuie să se vadă în urma vorbirii? Să poți citi din Biblie. Oare cum ar arăta casa ta după ce scos pe gură, ai mai avea curajul să-i zici la bărbatul tău, adă Biblia să citim ceva. Numai de Biblie nu-ți arde, nu? O zis, cântări, vorbiți între voi cu cântări de laudă. Păi nu-ți mai vine să te cerți când știi că ai de cântat, nu? Când ai de cântat, nu-ți mai vine să te cerți, ai grijă la ce scos pe gură. Pavel vine în al doilea rând și spune așa, mulțumiți totdeauna, mulțumiți totdeauna lui Dumnezeu, dar să aveți cuvinte de mulțumire și unul față de celălalt. După ce ai grijă să vorbești, ai grijă și ce vorbești. O zis Pavel, mulțumiți lui Dumnezeu întotdeauna. Să știți, foarte mult în vremea aceasta sunt oameni care îs gata să arunce cuvinte frumoase afară. Dom'le, mere la primărie foarte galant, un macho de bărbat, un bărbat extraordinar, dom'le, toate l-apreciază. Și vine acasă și n-are un cuvânt de apreciere, n-are un cuvânt de mulțumire. E plin și plină de cuvinte de nemulțumire, de nemulțumire. Știți că în vremea aceasta Dumnezeu ne vorbește și ne spune să avem cuvintele frumoase în primul rând acasă. Acasă. Ce folos că te aplaudă o biserică, ce folos că te aplaudă o lume întreagă și nevastă ta nu se poate uita la tine. Când și tu o cântare, dai un îndemn și ai numai prin geantă cu capul. Nu știu ce caută și nu mai găsește, nu mai dedică capul. Sau mergi afară și nu mai intră până gastul. Și ce-ți dai seama? Că omul acela nu-i ceea ce vrea să arate. Nu-i ce vrea să arate. Uitați-vă de la Domnul Iisus. Domnul Iisus a știut să vorbească în interior extra, pe farisei. O da pe ei, nu s-au jucat cu ei. Dar pe ucenici. I-o trata ca un tată, ca un părinte, o avut cuvinte frumoase, o avut cuvinte de ridicare, o zis, voi ați stat lângă mine, voi m-ați urmat, voi ați lăsat și ați venit după mine. Cuvintele frumoase, Sebi și Cristina, rostiți-le în casă. Aveți cuvinte de mulțumire. Când te ridici de la masă, ridică-te și spune un mulțumesc frumos. Dacă o adus, nu știu, 15 milioane, dar bine, voi dentiștii câștigați, nu glumă, vorbim de 15 milioane. Mulțumește și dacă a fost o lună mai bună și dacă nu a fost luna aia mai bună. Mulțumiți că sunteți sănătoși. Mulțumiți că puteți să vă uitați curat unul în ochii celuilalt. Aveți cuvinte de mulțumire. Dacă vrei să afișezi două versete frumoase, Proverbe 5 cu 15 și versetul 18. Vine împăratul Solomon și ne dă o lecție extraordinară. Auziți ce spune? Bea apă din fântâna ta și din izvoarele puțului tău. Adică, lasă izvorul tău pentru tine. Nu lăsa să guste alții din izvorul tău, să te aprecieze. N-ai ce să apreciezi bărbatul lui alta. N-ai ce să apreciezi femeia lui altul. Hai, domne, ai izvorul tău. Du-te, aruncă cuvintele frumoase la adresa nevestei tale. Îl scămoșată tăzoa pe nu știu cine, stai că ai o scam. Ai pe cine să cureți acasă. Ai, Cristina, lasă pe șeful, lasă pe contabila, lasă-i în pace, că ți-o dat Dumnezeu izvorul tău, ți-o dat Dumnezeu fântâna ta. Și vine Solomon și spune, bea apă, lasă, nu lăsa pe alții, că ăștia nu vin să bea, ăștia vin să-ți arunce o travă. Versetul 18, izvorul tău să fie binecuvântat. Și Dumnezeu spune așa, și bucură-te de nevasta tinereții tale. Bucură-te, folosiți cuvinte de mulțumire, folosiți cuvinte frumoase, să știți, nemulțumirea otrăvește izvorul familiei. Nemulțumirea, poți să-i aduci bani cu roaba, să descarci cu basculanta. Dacă e o travă prin nemulțumire, poți să fii cel mai bogat. Să știți, sunt unii în vremea aceasta care prin nemulțumire au ajuns să rupă legătura unității în familie.
E exact ca la telefon. Când urci în avion, îți zice acolo să pui pe modul avion. Și ca un pasager ascultător, dai pe modul avion. Știi ce se întâmplă când dai pe modul avion? Pierzi semnalul cu solul. Pierzi semnalul cu cei de acasă, pierzi semnalul cu toată lumea, da? Știți că sunt unii în vremea aceasta care trăiesc în familiile lor pe modul avion? Au numai avioane în cap. Dom'le, ea trebuie să mulțumească, eu știi cât lucru eu, știi ce fac eu. Numai avioane. Îi li se pare că ea să luptă de o viață să ajungă la nivelul lui și nu reușește. Numai pe modul avion. N-are semnal cu nimeni. Îi rup de realitate, îi rup de tot ce se întâmplă. Dar el vrea să arate că e un bărbat adevărat. Vorbeam cu cineva, un tânăr, se căsătorise și avea ceva discuții, ceva probleme. Și am vorbit cu el la telefon, bă, omule, n-aveți probleme, dați mâna de împăcare, mergeți înainte, folosiți cuvinte. Nu, domne, încăpățâna foc, nici nu. Mă, m-o răbda cât m-o răbda la telefon, că îl simțeam că tace, dar arde în el. Și înainte să-mi închidă telefonul, o zis, auzi, frate Dani, lasă-mă în pace cu sfaturile tale, că zice, știu eu cum să-mi conduc familia. M-am început atunci eu să fierb. Până atunci o fiert el, am stat în telefon, i-am zis, auzi, ultimile cuvinte astea au fost. Auzi, se vede, bă, că știi să-ți conduci familia. De-aia ai ajuns aici. De-aia ai ajuns aici, că știi să-ți conduci familia. Dacă ai fi știut să-ți conduci familia, n-ai ajunge aici. N-ai ajunge în tinerețe să ai probleme din astea. Să crezi că tu ai avioane în cap, mă. Eu, nu știu, eu căzut semnalul, ori eu apăsat pe buton, da, mi s-a închis, nu m-a mai sunat, nu mă... Frații mei, folosim ce avem mai bun în casă, spun de multe ori la nunți, cei mai mulți investesc cele mai mari valori pentru masă, pentru haine, pentru ziua nunții. Cele mai mari valori investește-le după ziua nunții. Acolo e cea mai mare nevoie. Pentru că ăștia toți câți i-ați chemat, o să mănânce mâine, uită ce-or mâncat la voi. Uită dacă ori fost mulțumiți sau nemulțumiți. Oricum nu-i poți mulțumi pe toți. Dar spun, tot ce ai mai bun, Sebi, Cristina, investiți de astăzi înainte. De astăzi investiți, se merită investiția. Nu pentru un nuntaș, pentru voi de astăzi înainte. Să fiți mulțumiți, să aveți cuvinte de mulțumire. Al doilea lucru, Pavel vine și spune, mulțumiți întotdeauna. Al treilea lucru, Pavel mai spune ceva, un cuvânt care se predică mai rar și vine Apostolul Pavel, versetul 21 și spune așa, supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos, nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului. Al treilea lucru, vine Apostolul Pavel și spune, îi nevoie să vorbiți. Îi nevoie să mulțumiți, dar e nevoie și de supunere. Orice să-i spui la copil, dar nu să asculte, să creadă ce îi spui tu și să rămână ascultător. Trăim o vreme în care nu ne place ascultarea, dar să știți, ce-o ținut în picioare un popor, o țară, o națiune, ce ține în picioare o firmă, știți ce ține? Autoritatea și ascultarea. Întotdeauna trebuie să fie cineva cu autoritate, dar trebuie să fie cineva dispus să asculte de autoritate. Dar ascultați-mă, autoritatea trebuie să ți-o câștigi, nu trebuie să o impui. Dom'le, eu sunt șeful, eu sunt bossul. Nu, tu nu ești bossul. Tu trebuie să faci în așa fel încât să fii respectat și să se supună autorității tale din ceea ce ai câștigat în viața de familie. Că degeaba vii și urli, că se aude numai că urli în casă, de frică toată lumea, dar nu? Noi știți de ce l-am urmat pe Hristos și ne supunem autorității Lui? Stăm în biserica Lui Hristos sub autoritate, știți de ce? Că ne-a iubit. Slăvit să fie numele Domnului și-a arătat dragostea pentru noi și prin dragostea care și-a arătat-o, prin jertfa de la cruce, noi am ales să ne supunem autorității Lui. Să știți ceva, frații mei? Sebi, bărbatul este capul, dar să știți, sunt mulți în vremea aceasta care au probleme. Dom'le, ei vor să conducă, dar au probleme la cap. Să mă iertați, perioada asta pandemică și post-pandemică o arătat foarte mulți oameni cu probleme. Dom'le, păi dacă te duci în rău, în mizerie, păi nu te poți conforma, da? Dar ca să poți fi cap,
trebuie să fii lucid în primul rând, da? Nu te duci după unul cu Alzheimer. Nu, du-te cu unul cu mașina care are Alzheimer. Îl întrebi unde mergem, nu știu. Dar urcă-te cu el în mașină. Te urci? Nu, că nu știi unde te duce. Nu știi pe ce stradă îi, nu? Îi un președinte, nu mai dăm numele, da? Îl vezi că e derutat, îi... Păi nu-ți vine să te încolonezi. Păi ca să poți fi cap, fratele meu, să poți fi cap, trebuie să fii lucid, trebuie să fii curat la minte, să poți judeca cum trebuie, nu cu forța, ci întotdeauna să iei deciziile cele mai bune. Cristina, te rog să-l lași să fie cap, chiar dacă e mai slăbuț, să îngrașă, lasă-l în pace, să îngrașă, lasă-l pe el să fie cap, să nu porți niciodată tu pălăria, lasă-l pe el să poarte, tu poartă baticul, tu poartă ceea ce îți pui ție pe cap, lasă-l pe el. Chiar dacă din spate mi-ai spus, bă, uite, cam așa ar trebui, cam așa ar fi bine, părerea mea. Și vă sfătuiți, că de-aia vorbeam la început, vorbiți. Dar lasă-l pe el să fie autoritatea. Bărbatul este capul. Dacă vezi anumite, ăsta, mă, nu gândești, ok, nu, sfătuiește-l, dar nu cu alții pe din afară, ci sfătuiți-vă voi. Frații mei, fac numai o paranteză. Ați avut în telefoanele dumneavoastră și am primit și eu de la vreo 30 de persoane, cel puțin. De la unul care își arăta autoritatea, eu am fost la ei în adunare, da? Unul care urla puternic și toți trimiteau filmările, cum zicea nevasta, ce să fie? Ciocu? Mic. Vă întreb, ai autoritate după cuvântul lui Dumnezeu? Păi când te însori cu 50 de chile și după o viață de trăit cu nevasta, ai 200 de chile și vii și îi spui ciocu mic, după ce ți-au crescut 10 copii, după ce au crescut, au avut atâtea cezariene, atâtea nopți nedormite. Tu te-ai îngrășat, ești sănătos, tu. Să vii în față la tineri și să le dai exemplu, mergi acasă, ciocul mic, ciocul, așa au zis Pavel. Așa au zis Pavel, frații mei, că e de plâns, nu-i de râs. Om care a trăit ani de zile în casa lui Dumnezeu, te ridici și îi spui ciocul mic. Păi așa se vorbește între noi, la aia care îți pune mâncare pe masă. La aia care te-a spălat când ai fost bolnav, tu vii și arunci. Și tinerii vrei să te aplaude. Păi ăsta e exemplul nostru. Știi ce a zis Pavel în Coloseni? Și dacă unul are pricină să se plângă de altul, spui gura, măi, ciocu mic, mă, ciocu mic. I-a zis, iertați-vă unul pe altul. Asta a spus Pavel. I-a zis, dă-te, Doamne, să te distribui ăștia, să găsești like-uri. Nu! O zis, iertați-vă unul pe altul, o să aveți lucruri de care te-ai plânge tătă ziua, te-ai tău plânge, o să vezi. Nu pârâ, nu fiți pârâcioșii Domnului, ci iertați-vă unul pe altul. Iertați-vă, fiți dispuși să stai în supunere și să fii dispus să fii omul care să treci peste. Pentru că atunci, să știți, niciodată la o femeie iubită nu-i greu să se supună, așa-i? Când te simți iubită, doar noi de aia ne supunem Domnului că ne simțim iubiți și a arătat dragostea față de noi, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, adică pe dumneata lui și pe mine, că și-o da viața. Păi când vezi pe unul că își dă viața pentru tine, păi zici, eu nu mă mai despart de tine, oriunde, orice îmi faci, eu aceea stau lângă tine. Păi o femeie iubită, întotdeauna e dispusă să se supună, da? Pentru că bărbatul ăla emană dragoste, nu emană pericol în jurul lui. Poate să fi fost el boxior, dar e blând ca un mieluț. De ce? Că l-a schimbat Dumnezeu. Și el nu-și mai impune autoritatea prin forță, ci întotdeauna își impune autoritatea prin dragoste. Ăsta e un cap adevărat, care determină pe cei din jurul lui să-l urmeze de dragul lui. De dragul lui, nu de forță. Că ăștia dezertează rușii, da? De ce? Că au fost impuși cu forța, mereți la război. Nu au fost iubiți. Și au ajuns să lase tancurile și să abandoneze tot, pentru că nu s-au simțit iubiți. Știi ce aș vrea? Să se supună Cristina autorității tale, Sebi, din dragoste. Cristina, să-l lași să rămână el autoritate. Tu să o iubești, încât din dragoste să te urmeze oriunde merge, să știe soțul meu e un om cu minte la cap, e un om clar. Să știți, când tot trupul e bolnav, te doare fierea, știți ce răspunde prima dată? Creierul. Creierul simte, creierul primește semnalul. Îs unii care se plânge nevastă să ia ani de zile că nu-i merge chiuveta. Doamne, nu simte, nu-i merge aragazul, nu-l interesează, e bolnavă, nu bagă nimic în seamă. Un om care are autoritate este omul care transmite dragoste și cei din jurul lui se supun din cauza dragostei care o
emite omul acela. Și ultimul lucru, al patrulea lucru, un alt detaliu în viața de familie, știți care este? Dragostea. A venit Apostolul Pavel și a spus, după ce a tras toate concluziile, a spus ultimul lucru, încolo, fiecare din voi să-și iubească nevasta ca pe sine însuși. Să-și iubească nevasta ca pe sine însuși. Vine și trage concluzia și spune, dragostea acoperă, da? Corinteni 13, acoperă. Câte lucruri nu a acoperit dragostea? Câte lucruri nu a ridicat dragostea? Să știți, întotdeauna dragostea are putere. Dragostea e puternică. O zis înțeleptul Solomon, dragostea e tare ca moartea. La egal cu moartea, e dragostea. Dragostea e puternică, are putere să treacă peste. Pasiunea, pofta, nu trece. Dom'le, când s-o împlini, nu te mai bagă în seamă. Dar când te iubește, ăsta trece peste orice. Cât îi dă slab, e gata să învingă orice obstacol. De ce? Pentru că dragostea este puternică. Dragostea este decentă. Dragostea întotdeauna e decentă. Știți că în perioada aceasta parcă decența a fost explodată de bombele din Ucraina? Dom'le, te uiți, căsătorită. Dom'le, vine într-un alții rușine, dom'le. Știți unde e problema? La bărbatul său. Acolo e problema. Păi când vii, ce ar trebui să vadă numai soțul tău acasă, tu vii expusă la biserică. Știi ce arată? E o problemă la conducere. E o problemă la minte, la cap, la soț, la partenerul de viață. De aceea, în vremea aceasta, trebuie să înțelegem că dragostea acoperă, nu descoperă. Descoperă numai acasă, dar la biserică, în societate. Dragostea acoperă. Și dragostea este cea care schimbă. Dragostea are puterea schimbării. Ce ne-a schimbat pe fiecare dintre noi, pe cei mai mulți dintre noi. Știți ce ne-a schimbat? Dragostea lui Dumnezeu. Nu bătaia, nu forța. Știi cu ce îl poți schimba pe Sebi, Cristina? Sebi, știi cu ce o poți schimba? Cu dragostea. O să vezi lucruri care nu-ți convin, dar prin dragoste o să poți să schimbi. Proverbe 31, înțeleptul Solomon spune că acolo era o femeie, se spune că Bathsheba ar fi scris Proverbe 31. Și când expune acolo toată situația, zice că ăsta e visul oricărei soacre. Nora să încarce, să descarce, să sape, să se trezească de dimineață, să nu stingă lumina noaptea, să coase, să țese, să cumpere, să vândă. Asta e visul, uite, surorile, unele zâmbiți, nu? Asta e visul oricărei mame de băiat. Știi ce spune? Că bărbatul său stătea unde? La porți cu bătrânii și ce făcea? Povești, domne, povești, ai văzut ce s-a întâmplat? Asta nu mai poate de oboseală și el, domne, relaxare. De unde a avut femeia asta atâta putere? Știți de unde? Se simțea iubită de bărbatul ăla. Când femeia iubită, când există dragoste, să știți că dragostea e puternică și dragostea are putere să schimbe frustrarea în bucurie. Nu, băi, domne, așa e a meu, lasă-l să doarmă de amiază, că fac eu curat. Nu? De ce? Te simți iubit, te simți iubită. Plecați astăzi pe un drum, ați pornit pe drumul acesta, să țineți minte, nu este întoarcere, nu este loc de oprire, pentru că la capăt vă așteaptă Domnul Iisus. Astăzi El vă asigură de prezența Lui și vă așteaptă la capătul drumului. Să vă ajute Domnul așa să rămâneți mână în mână până la capătul drumului. Domnul să vă binecuvinteze. Amin. Să fie Domnul. Iubindu-te dăruiești cu
ți-aparține. Iubindu-te dăruiești și uiți orice măsură. Chiar de-aș vorbi toate limbile vorbite de oameni și îngeri, dacă nu am iubire, sunt doar o aramă ce sună sau un chimval zângănitor. Iubindu-te dăruiești cu tot ce ți-aparține. Iubindu-te dăruiești și uiți orice măsură. Chiar dacă aș profeți și aș ști chiar misterele toate, chiar de-aș avea o credință încât să mut munți în mare, fără dragoste nu sunt nimic. Iubindu-te dăruiești cu tot ce ți-aparține. Iubindu-te dăruiești și uiți orice măsură. Chiar dacă aș împărți săracilor tot ce-i al meu, chiar de mi-aș da trupul meu, în flăcări să fie ars, nu mi-ar folosi la nimic. Iubindu-te dăruiești cu tot ce ți-aparține. Iubindu-te dăruiești și uiți orice măsură. Iubindu-te dăruiești. Amin. Vă invit să ne ridicăm pentru un moment de rugăciune și prin fratele Daniel Tecar rostim rugăciunea prin care cerem de la Domnul binecuvântare privind închinarea cu darurile de bunăvoie. Așa după cum am anunțat încă de săptămânile trecute, având în vedere că sărbătoarea de Paște este atât de aproape, suntem cei care pregătim un fond pe care dorim să-l distribuim familiilor încercate cu greutăți, cu mai mulți copii, văduve și oameni cu probleme care sunt printre noi. De aceea vă rugăm să avem în vedere lucrul acesta și la colecta din această dimineață. Ne rugăm, iar apoi în timp ce cântăm, dintr-o cântare în comun, are loc colecta din dimineața aceasta. Pânt, cu jertfa sufletelor noastre suntem prezenți și în această dimineață înaintea Ta, să ne închinăm, Doamne, să Te lăudăm, să recunoaștem credincioșia și bunătatea Ta, Doamne, care se rânuiesc pentru noi și pentru viețile noastre. Îți mulțumim frumos, Doamne, pentru această zi, Doamne, pentru această sărbătoare. Îți mulțumim frumos, Dumnezeule, pentru belșugul de binecuvântare care îl lași în viețile noastre și recunoaștem încă o dată că și toate izvoarele noastre suntem în Tine. De aceea, Doamne,
vrem ca și în lucrarea care urmează, Doamne, să contribuim cu ceea ce Tu ai binecuvântat viețile noastre, să simțim-o, Doamne, pentru nevoile care sunt astăzi în jurul nostru. Binecuvântă orice suflet, Doamne Zeule, care este în locul acesta și te rog frumos, prin Duhul Tău cel Sfânt, Doamne, Tu să atingi inimile fiecărui suflet, pentru că ce vrem, o Doamne Zeule, să ne bucurăm de binecuvântările Tale, vrem să ne înțelegem, o Doamne Zeule, chemarea Ta și vrem să rămânem, Doamne, în ascultare de Tine întreaga noastră viață. De aceea ne închinăm înaintea Ta, îți binecuvântăm numele Tău ce Sfânt și rămânem, Doamne, sub autoritatea Ta și pe mai departe. Amin. De nu ar fi marele har ca să mă țină în umblare, aș fi un mal mutat de vală, aș fi o stea rătăcitoare, dar harul minunat mă ține, ne ține pe noi să nu cădem. De nu ar fi marele har ca să mă țină în umblare, aș fi un mal mutat de val, aș fi o stea rătăcitoare, dar harul minunat mă ține să nu cad și știu că nu mă uit în vale. Îsles neîncetat, dar nu pot niciodat. De nu ar fi al tău har mare, dar harul minunat mă ține să nu cad și știu că nu mă uit în vale. Îsles neîncetat, dar nu pot niciodat. De nu ar fi al tău har mare, de nu ar fi nădejdea sfântă și Duhul Sfânt în viața-mi jar, de nu ar fi vocea ta mândră, așa-și fi doar un hoilar, dar în harul minunat mă ține să nu cad și știu că nu mă uit în vale. Vâsnesc neîncetat, dar nu pot niciodat, de nu ar fi al tău har mare, dar în harul minunat mă ține să nu cad și știu că nu mă uit în vale. Vâsnesc neîncetat, dar nu pot niciodat, de nu ar fi al tău har mare. De n-ar fi fost jertfa iubirii adusă ca prin ospre ta, eram un fiu al rătăcirii, pierdut eram, tu mi-ai dat har, dar harul minunat mă ține să nu cad și știu că nu mă uit în vale. Îsles neîncetat, dar nu pot niciodat, de nu ar fi al tău har mare, dar harul minunat mă ține să nu cad și știu că nu mă uit în vale. Vâsnesc neîncetat, dar nu pot niciodat, de nu ar fi al tău har mare. Vă rog să reocupați locurile, câteva anunțuri, iar apoi se vor pregăti ceilalți care au fost rânduiți și solicitați de mire și mireasă în vederea slujirii grupul de la spitale, sora Iuliana Leontiuc cu o poezie, iar apoi grupul de tineri, El Domnul să toarne în voi. Și în felul acesta ne vom apropia apoi de partea finală, care este la fel de importantă ca toate celelalte de până aici.
În grupajul de anunțuri, vă rog să avem în vedere, după masă, ora 18, vom avea din nou serviciu divin aici în casa de rugăciune Elim. Iar apoi, având în vedere că se apropie sărbătorile și unii părinți care au noi născuți, sunt cei care se gândesc la binecuvântarea copilașilor lor, chiar ieri am vizitat o familie în privința aceasta, iată, transmit pentru toți cei care au copii pentru binecuvântare și poate se gândeau ultima duminică, fiind ziua de 24 aprilie, sărbătoarea de Paște, vreau să vă spun că în a doua zi, luni, pe 25 dimineață de la ora 10, vor avea loc binecuvântările noilor născuți. De asemenea, vorbisem joi seara aici și făceam o precizare, având cu noi împreună frații din Ucraina, refugiați care sunt aici în zona noastră, să pregătim ajutoare, respectiv alimente, fără haine și alte lucruri, doar alimente, ca să fie duse spre Cernăuți, spre zonele acelea unde sunt refugiații. Dorim ca săptămâna care ne stă în față, luni, marți, miercuri, joi, vineri și sâmbătă, toți acei care doresc să aducă alimente, de la ora 10 dimineața până seara la ora 8 va fi cineva aici care să le preia în una din casele pe care le avem aici, la îndemână, și în felul acesta să pregătim un transport ca apoi, începutul săptămânii mari, să putem să încărcăm un camion și să-l trimitem spre zona respectivă. Vă mulțumim, știu că doriți să ajutați, avem inimă îndreptată spre a întinde mâna spre cei care sunt în nevoi. Dacă sunt unii care doresc să facă donații în ceea ce privește financiare, la casierie vă rog, vă duceți, vi se eliberează chitanță cu specificația pentru refugiați și banii vor fi folosiți în scopul acesta. Mulțumim, Domnul să răsplătească pe fiecare, iar acum alte anunțuri, precizări le vom mai avea după masă la serviciul de seară. Continuă punctele anunțate, grupul de la spitale, sora Iuliana cu poezia și apoi un grup de tine. Sus de orice e iubire.
iubiți-vă cum v-a iubit Hristos. Ce e iubirea? Este taina înaltă, largă și adâncă. Și toate mințile de oameni n-au cum să o priceapă încă. Ce e iubirea? E lumina care pătrunde, mistuiește, înmoaie inima de piatră și învinge vechiul, înnoiește. Ce e iubirea? Este o stâncă eternă, neclintită, vie. Oricine va zidi pe stâncă, zidește pentru veșnicie. Ce e iubirea? E o minune. Cu binefaceri copleșește, puterea ei îmbrățișează pe om cu om și în veci unește. Și totuși, ce-i iubirea, Doamne? Ca într-un cuvânt s-o știu mereu. Hristos, cel răstignit de mine, iertându-mă, mi-a spus, sunt eu. Amin. Toarne în voi, prin clipe amare, dureri și nevoi, să stați mai aproape de brațul divin, zidind al iubirii altar în cămin, căci fără iubire mereu vor fi nori, pe drumul vieții iubiți călători. Dar unde iubire e totul divin, acolo e soare, e cerul senin. Dar unde iubire e totul divin, acolo e soare, e cerul senin. Iubirea e Domnul s-o toarne în voi, o cetate, să fiți amândoi, cuvinte de aur și zâmbet frumos, iar Domnul vieții vă fie Hristos, căci fără iubire mereu vor fi nori, pe drumul vieții iubiți călători, dar unde iubire e totul. Acolo e soare, e cerul senin, dar unde iubire e totul divin, acolo e soare, e cerul senin. Iubirea eternă ce rar o întâlnești, dar voi care astăzi aici vă uniți, porunca din ceruri e să vă iubiți, căci fără iubire mereu vor fi nori, pe drumul vieții
Dar unde e iubire, e totul divin. Acolo e soare, e cerul senin. Iubirea revars-o, Iisuse iubit, și leagă perechea ce-acum s-a unit. Nimic să nu rupă a lor legământ. Uniți să rămână în inim și-n gând, căci fără iubire mereu vor fi nor. Pe drumul vieții iubiți călător. Dar unde iubire e totul divin, acolo e soare, e cerul senin. Dar unde iubire e totul divin, acolo e soare, e cerul senin. Amin, amin, amin. Ce frumos răsunau cuvintele acestea: unde este iubire, este cerul, e soarele senin, e plăcere, e bucurie. Timpul a trecut așa de repede și preconizam împreună cu Miri că așa va fi. Și poate că ei nu se gândeau că nu va fi chiar așa. Dar iată că a fost întocmai cum spuneam. Mai avea nevoie de o jumătate de oră în plus pentru ca să putem să le cuprindem pe toate potrivit cu gândul vostru bun. Mulțumim lui Dumnezeu pentru tot ceea ce El ne dă de fiecare dată, iar acum în puține cuvinte, înainte de a lua consimțământul celor doi în vederea cununiei, aș dori să pun înaintea noastră, întâi de toate, câteva cuvinte de apreciere și de mulțumire. S-a vorbit aici despre detaliile vieții de familie. Bineînțeles, detalii de care ținem seama sunt scoase din Scriptură, aduc liniște, aduc pace, aduc fericire, aduc binecuvântarea căminului, însă ceea ce aș vrea să spun sunt câteva cuvinte de apreciere, întâi de toate pentru părinții care sunt în viață, care și toți cei care au contribuit. În ceea ce privește creșterea și educația acestor doi tineri pe care îi vedem aici, adulți, maturi, știind ceea ce fac, pentru că ceea ce fac ei astăzi aici este planul lui Dumnezeu, rânduit de Dumnezeu, lucrarea aceasta vine de la Dumnezeu și nu trebuie să aibă nicio emoție în privința aceasta, pentru că cel care i-a călăuzit până aici îi va călăuzi și în continuare. Dar parcă mă simt dator să spun un mulțumesc frumos, fie că-s bunici, dacă sunt în viață, fie că sunt părinți, mamă, tată, ceilalți care au fost în preajma lor, pentru modul în care i-ați asistat, v-ați implicat în ceea ce privește creșterea lor, atât din punct de vedere al formării intelectuale, cât și din punct de vedere al vieții spirituale. Vreau să vă spun, copiii dumneavoastră, cei doi miri de astăzi pentru biserica noastră, pentru comunitatea noastră, care este o comunitate destul de mare, s-au remarcat într-un mod deosebit de plăcut prin slujirea lor, prin dedicarea lor. Au fost cei care au adus cinste comunității acesteia și lucrării lui Dumnezeu și cuvântul pe care aș putea să-l spun: mulțumesc, Cristina, și mulțumesc, Sebi, pentru felul în care voi v-ați integrat aici, în această comunitate, și pentru modul în care ați pus în valoare darurile pe care Dumnezeu vi le-a dat pentru slujire. Au fost situații în activitatea mea ca și păstor în care a trebuit să merg la diverse evenimente, servicii care țin de slujirea noastră ca și credincioși în comunitate și responsabilitatea mea, momente din acelea în care n-ai știut pe cine să chem și cum să procedezi. Oricând am sunat, oricând am chemat,
pe Cristina sau pe Sebi, au fost cei care au fost prezenți, s-au dus în lucrare și au fost dedicați slujirii pentru Dumnezeu. Ceea ce aș vrea să vă recomand, dragi tineri, și să recomand tuturor tinerilor din biserică, este ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu în 1 Corinteni, capitolul 7, versetul 32, în dreptul băieților. Iar apoi în dreptul fetelor este versetul 34 care spune același lucru. Și Biblia este cea care spune că între cel căsătorit și cel care este încă necăsătorit este o diferență. Pentru că cel care nu este căsătorit, spune acolo Scriptura, este cel care nu trăiește fără grijă, nu trăiește pasiv și indiferent. El are o grijă permanentă și este cel care se îngrijește de lucrurile Domnului, cum ar putea să placă lui Dumnezeu. Te uiți așa cum Dumnezeu din mulțimea asta de care este în comunitatea noastră, cum se aleg tinerii, dragii mei, cum se adună împreună, cum își leagă și-și viața și-și formează o familie și te uiți și zici, minunea lui Dumnezeu, Domnule. Uite, doi tineri care se potrivesc, doi tineri care au același caracter, știți unde s-au cunoscut ei? Nu s-a molipsit el pentru că a stat pe scaunul ei și nici invers. Știți unde s-au cunoscut? În grupul acesta de spitale, care înainte de pandemie, așa după cum eram organizați, erau cei care merg să viziteze sărmanii, să le ducă o portocală, să le ducă o banană, să le ducă un suc, să le ducă o cântare, să le ducă un cuvânt de încurajare, să rostească o rugăciune pentru bolnavul de pe pat. Erau cunoscuți în spitalele din Timișoara, de la director și până la portar. Erau cunoscuți tinerii noștri când se putea merge, dragii mei. Și dacă veți sta cu ei de vorbă, unde a început să se lege acea simpatie, acea dorință, acea plăcere de a sta de vorbă, de a comunica, acea stare de plăcere când se vedea unul pe celălalt? Era în lucrare. Pentru că și cea necăsătorită, spune acolo cuvântul Domnului, fetelor, spune cuvântul Domnului acolo, că și cea nemăritată, necăsătorită, se îngrijește de lucrurile Domnului ca să fie sfântă și cu trupul și cu duhul. Iar cea măritată de aici încolo și cel însurat de aici încolo, Sebi și Cristina, zice că se îngrijește să-și placă unul celuilalt. Așa ar trebui. Așa ar trebui să țină cont. Și s-au luat împreună doi tineri duhovnicești, doi tineri serioși în ceea ce privește slujirea, care și-au dovedit, dragii mei, calitatea de slujire înaintea lui Dumnezeu, pasiunea aceasta pentru Dumnezeu. Și dacă vreau să vă recomand ceva în această zi, pe lângă tot ceea ce a fost spus, continuați. Este o piatră fundamentală faptul că voi v-ați cunoscut în lucrare, având aceleași pasiuni, având aceeași inclinație, având aceeași dorință de a fi printre oameni cu un bun simț, cu echilibru în ceea ce privește judecata, în ceea ce privește deciziile și din toate punctele de vedere. Mai vorbesc echilibrul acesta în deciziile acestea de a alege calea aceea spirituală. Pentru că sunt așa de multe oferte, așa de multe practici la ora actuală, sunt așa de multe tendințe, dragii mei, și nu este ușor să rămâi în matca aceasta a spiritualității într-o lume care este atât de provocatoare. Avem aici doi tineri și avem în biserica asta sute de tineri care au știut și care știu să se îngrijească de lucrul Domnului,
să placă lui Dumnezeu, să fie aceia care să pună în slujba Domnului darurile, timpul, energia pe care ei o au. Și nu uitați, băieți și fete, continuați să slujiți Domnului, că Biblia spune, încredințează-ți soarta în mâna Domnului și Domnul va lucra pentru tine. Îți va aduce partenerul potrivit, tânăra aceea potrivită cu caracterul tău, cu care să ai o viață fericită în lumea aceasta și să beneficiezi de binecuvântarea lui Dumnezeu. Avem doi tineri care au avut principii deosebite în ceea ce privește trăirea vieții lor până aici. Nimeni nu poate să spună ceva anume negativ despre ei, pentru că au fost și sunt doi tineri model în biserica aceasta. De aceea vorbesc cu atâta deschidere și mă bucur pentru ei ca un părinte, ca un om mai în vârstă decât mulți, pentru ceea ce am văzut, pentru ceea ce am constatat și pentru modul în care Dumnezeu i-a echipat pentru slujire. Vreau să vă spun, trăiți cu aceleași principii nobile și în continuare, care vin din cuvântul lui Dumnezeu, și Dumnezeu are mult mai mult pentru voi în continuare. Și vă va surprinde Dumnezeu prin ceea ce El va face din viața voastră și din trăirea voastră. Slujiți dar lui Dumnezeu cu aceeași credință, cu același devotament și nu în ultimul rând, aș vrea să accentuez, să fiți aceia care să vă iubiți unul pe celălalt. Noi ca și oameni suntem diferiți, nu suntem doi la fel. Avem lucruri pozitive, avem trăsături de caracter care ne scot în evidență într-un fel sau într-altul, dar avem într-adevăr și situații din acelea și momente din acelea în care nu suntem așa cum am dori noi, pentru că trăim în lumea aceasta unde este o influență negativă care se manifestă în jurul nostru. Dar, dragii mei, iubirea, dragostea, este aceea care va purta familia voastră pe culmile acelea ale binecuvântării. Și citesc de aceea din Scriptură, din Corinteni, capitolul 13, cuvintele care scot în evidență calitățile dragostei. Dragostea este îndelung răbdătoare. Auzi? Dragostea este plină de bunătate. Dragostea nu pismuiește. Dragostea nu se laudă. Dragostea nu se umflă de mândrie. Dragostea nu se poartă necuvincios. Dragostea nu caută folosul său. Dragostea nu se mânie. Dragostea nu se gândește la rău. Nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr. Dragostea acoperă totul. Dragostea crede totul. Dragostea nădăjduiește totul. Dragostea suferă totul. Dragostea nu va pieri niciodată. Dumnezeu să vă binecuvinteze cu această dragoste care vine din El. Și în felul acesta, slujindu-L pe Dumnezeu cu darurile pe care El vi le-a dat, slujindu-L pe Dumnezeu cu credință și slujindu-vă unul pe celălalt în dragoste, cu siguranță veți avea parte de fericirea pe care o doriți prin pasul pe care îl faceți astăzi voi doi. Domnul să vă binecuvinteze! Împreună cu fratele Liviu vom lua consimțământul vostru și vă invit pe voi, dragi miri, să vă ridicați doar ei de moment, după care apoi, desigur, vom rosti rugăciunea de binecuvântare.
Cât de frumos a răsunat astăzi citirea Sfintelor Scripturi din Efeseni, capitolul 5, unde este scoasă în evidență lucrarea aceasta și modul în care oamenii trebuie să se comporte unul față de celălalt în relația de familie. Respectiv, bărbatul să fie acela care să vegheze, să aibă grijă, să poată să renunțe la tendințele și supărările și provocările lumii și să rămână cel care să iubească. După modelul pe care Dumnezeu ne l-a dat nouă oamenilor în Hristos. O iubire jertfitoare, o iubire care se dăruiește. Sunt conștient de capacitatea ta, Sebi, de a înțelege lucrurile acestea pentru că ai predicat despre ele. În diverse biserici și în diverse momente te-ai ridicat cu demnitate, cu înțelepciune și ai vorbit despre dragostea lui Dumnezeu, ai vorbit despre modul în care oamenii trebuie să se comporte unul față de celălalt. Iată că a venit momentul acesta în care alături de tine este aleasa inimii tale, Cristina, dar aici sunt părinții voștri care sunt în viață, care sunt prezenți, aici sunt rudele, prietenii și cunoscuții și nu sunt puțini, ci sunt foarte mulți, pentru că voi v-ați făcut cunoscuți, remarcați, prin comportamentul, prin slujirea și prin trăirea voastră în media noastră creștină evanghelică. Dar aici este și Domnul. De-aia Biblia spune că Domnul este martor al legământului pe care îl închei astăzi împreună cu aleasa inimii tale. Deci înaintea Domnului, aici față de biserica prezență și oaspeții care sunt aici, frate Sebastian Ionuț, te întreb dacă ești cel care ești convins căci pasul acesta care îl faci este în voia lui Dumnezeu. Da, 100%. De asemenea, vreau să te întreb dacă fundamentul acestei înțelegeri, a acestui pas, este iubirea, este dragostea sinceră și curată pe care tu o ai față de această tânără care te privește cu drag, cu admirație și care, la rândul ei, își va da consimțământul și ea. Întrebarea mea este, deci, dacă dragostea este piatra de temelie, motivația că i-ai cerut mâna și este alături de tine. Da, numai iubirea. Te mai rețin cu încă ceva. Petru a fost un om vulcanic, un om apric. Dar interesant este că el în epistola pe care o scrie este cel care vine și spune bărbaților, oarecum să nu faceți greșeala mea, dar nu vreau să o spună chiar așa. Dar este cel care vine și spune bărbaților să vă purtați la rândul vostru cu înțelepciune cu soțiile voastre, dând cinste, spune el, femeii, dându-i întâietate, respect, ca unele care au să moștenească harul vieții împreună cu voi, ca să nu alergi degeaba în câmpul Evangheliei, să te rogi degeaba, să predici degeaba, să te ostenești degeaba. Trebuie să mergi cu binecuvântarea soției. Și atunci vine și binecuvântarea Domnului. Întrebarea mea este, pentru câtă vreme ești hotărât să o tratezi cu înțelepciune, să te porți cu cinste, acordându-i întâietate, și să fii acela care să rămâi alături de ea, indiferent de circumstanțele vieții. Pentru câtă vreme? Până la moarte. Dumnezeu să vă binecuvinteze, așa să fie precum ai spus. Amin. Dragii mei, avem în față un mire și mireasă, Cristina, Seba, Sebastian. Voi simbolizați, după cum spune cuvântul lui Dumnezeu, pe Hristos și biserica. Ce scoate Dumnezeu în evidență relația care este în Hristos în biserică, evidențiază și relația dintre voi. Dar voi simbolizați ceva chiar mai mult decât relația dintre Hristos
și biserică. Voi simbolizați și întruchipați astăzi relația care este între Trinitate, relația care este între Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt și ceea ce tocmai a țintit Dumnezeu atunci când l-a creat pe om, ca să fie asemenea cu El. Eu vreau să te întreb, Cristina, și să-mi spui tu, în acest moment solemn și important, a cărui profunzime de multe ori poate ne scapă, care e motivația pentru care închei astăzi, în prezența Domnului, acest legământ cu Sebastian? Dragostea. Vreau să te întreb, Cristina, dacă tu ești gata să-ți asumi slujba, rol, slujba, slujba de soție. Da. Vreau să mă asigur dacă tu, că tu ai înțeles ce înseamnă această slujbă. Acest rol de, și această slujbă de, de soție pentru Sebastian implică dragoste, implică respect, implică multă renunțare la sine și implică o decizie voită de a împlini cuvântul lui Dumnezeu, respectându-l pe Sebastian ca și cap de familie. Care e părerea ta vis-a-vis și care e hotărârea ta în această privință? Și dacă tu ai înțeles și ești decisă să împlinești cuvântul lui Dumnezeu vis-a-vis și de ceea ce a fost predicat și de dragostea care o ai față de Sebastian și de legământul care vrei să-l închei. Da. Îmi doresc. Și vreau să te întreb, pentru cât timp, Cristina, ești hotărâtă să închei legământul? Un legământ al iubirii, un legământ al slujirii, un legământ al dragostei, un legământ al dorinței de a construi cel mai bine pe Sebastian și un legământ în care nu-ți mai aparții ție, ci îi aparții lui, așa cum el îți va aparține ție. Pentru câtă vreme ești hotărâtă să închei acest legământ? Pentru toată viața. Dumnezeu să te binecuvinteze pe tine și pe voi amândoi. Amin. Vă rog să ne ridicăm acum noi, toți cei prezenți aici în adunarea Elimului. Cei doi se vor pleca pe genunchi, iar apoi cu punerea mâinilor și potrivit înțelegerii cu ei, voi rosti rugăciunea de binecuvântare pentru cei doi. O rugăciune. În numele Domnului Iisus, Părinte Ceresc, ne închinăm înaintea Ta, cu întreaga adunare prezentă aici la Elim, în strai de sărbătoare, având în vedere evenimentul acesta atât de măreț, de sublim și de deosebit din viața acestor doi tineri unic. Îți mulțumesc pentru Cristina, că este aici înaintea ta, alături de Sebastian și ei împlinesc voia ta prin lucrarea care o aduc astăzi la îndeplinire. Îți mulțumesc pentru felul în care ai călăuzit pașii lor, ca ei să se cunoască, ca în inima lor, Doamne, să fie așezată dragostea care vine din tine și în felul acesta, Doamne, astăzi ei, să-și declare dragoste unul celuilalt înaintea Ta și înaintea oamenilor. Mulțumesc frumos, Doamne, pentru slujirea lor de până aici, mulțumesc pentru puterea care Tu le-ai dat-o, pentru Duhul Tău cel Sfânt care le-a fost călăuză și le-ai păstrat liniștea și pacea în toți anii aceștia și niciodată nu i-am văzut frământați de vreo grijă, de vreo apăsare, în privința căsătoriei, pentru că au avut încredere, Doamne, că Tu ești Cel care veghezi, că Tu ești Cel care lucrezi și că Tu ești Cel care vei împlini ceea ce ai promis, mărire ție. Doamne, te rog acum să îți pui binecuvântarea Ta peste ei, privind viața de familie, să-L binecuvintezi pe Sebastian, să fie un soț loial, dedicat, plin de înțelepciune și de pricepere, un bărbat responsabil, Doamne, cumpătat în toate lucrurile, dar în mod deosebit
un bărbat, un soț credincios ție. Te rog, Doamne, așează în inima lui în continuare din valorile tale, prin Duhul tău cel sfânt și ajută-l, Doamne, să crească spiritual alături de Cristina și să se simtă, Doamne, fericit și binecuvântat. Mă rog apoi pentru Cristina să o binecuvintez ca soție, să fie soția aceea, Doamne, la fel cum a fost până aici, în slujire în biserica ta, dăruită și devotată, dar te rog să o ai în vedere, Doamne, să nu-și neglijeze soțul, să nu-și neglijeze familia, chiar dacă va trebui să renunțe la anumite activități care le are, Doamne, să țină seama, Doamne, de soțul ei, de casa ei, de familia ei, Doamne, pentru că aceasta este voia ta și apoi să se ocupe de celelalte lucruri, Doamne, în timpul pe care îl mai are la dispoziție. Mă rog să o binecuvintez cu sănătate, să faci în continuare, Doamne, ca această tânără care intră în legământul acesta de căsătorie cu Sebastian, să fie o binecuvântare pentru el, să fie o binecuvântare pentru biserică, să fie o binecuvântare pentru societate, amândoi, Doamne, și Duhul tău să-i conducă și pacea ta să fie între ei, să lășluiește armonia, bună înțelegere, îngăduința, Doamne, care vine din dragoste curată în sufletele lor și ajută-i să depășească momentele de criză cu înțelepciune, cu iertare, prin dragostea care vine din tine. De aceea, pe lângă dragostea firească, Doamne, și potrivirea care este, eu te rog să așez în ei dragoste dumnezeiască care vine din tine și să-i sudeze împreună ca pentru toate zilele vieții lor să fie fericiți, să fie împliniți, Doamne. Binecuvintează-le munca, câștigul, Doamne, locuința și ai în vedere copiii pe care le vei da. La vremea rânduită te rog să le dai copii sănătoși, binecuvântați, ascultători, Doamne, iar în cei doi să locuiască un duh blând și liniștit de credincioșie și de dedicare pentru tine, să rămână iubitori de oameni, iubitori de bine, Doamne, și dedicați numelui tău. Fă-i o lumină în societate, o priveliște plăcută, Doamne, în biserică, la locurile de muncă și oriunde se vor găsi, să fie o priveliște minunată pe care oamenii să o admire. Iar acum, Doamne, te rog să ai în vedere părinții, să ai în vedere pe cei care s-au implicat în creșterea și educația lor. Dă-le multă sănătate și lor, umple-le inima de pace și de mulțumire și ascultă-le rugăciunile când se roagă, Doamne, totdeauna să mijlocească și pentru Sebastian și pentru Cristina. Mulțumesc pentru adunarea prezentă, pentru cuvântul tău și Duhul tău, Doamne. Iar acum, în încheiere, te rog să asculți rugăciunea celor doi. Te rog să le răspunzi, Doamne, la cauzele dificile pe care le vor avea, să vadă într-adevăr că au un Dumnezeu mare prezent în viața lor, care îi călăuzește în continuare. De aceea punem numele Tău peste ei, ca numele Tău să fie legați, cununați, în legământul căsătoriei și trăind ca soț și soție, să fie fericiți în toate zilele vieții lor, până-i vei chema la tine. Amin. Amin. Așa după cum s-a citit astăzi din Scriptură, și spunea cuvântul, de aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa, se va lipi de nevasta sa și cei doi vor fi un singur trup. Vă prezint înaintea dumneavoastră, stimată biserică, oaspeți dragi, această pereche tânără, frumoasă, slujitoare și ne bucurăm pentru ei din tot sufletul. Le dorim tot binele
să-i însoțească Dumnezeu cu binecuvântarea cerului și a pământului și să-i vedem fericiți totdeauna. Biblia spune aceste cuvinte în dreptul celor care se căsătoresc. Dumnezeu de la începutul lumii a rânduit în această instituție a familiei ce vedem aici, parte bărbătească și parte feminină. Acest legământ, această instituție, Dumnezeu a binecuvântat-o. Și Dumnezeu este Cel care a binecuvântat pe cei doi și îi va binecuvânta în continuare. Și Biblia spune că și de aceea, fiindcă așa a rânduit Dumnezeu, tânărul și tânăra își leagă destinele împreună, părăsind tata și mama și formează o nouă familie. Împărăsirea aceasta nu înseamnă uitare, neglijarea părinților, ci înseamnă respect și purtare de grijă și pentru părinți când îmbătrânesc. Iar Domnul Iisus pecetluiește această lucrare prin cuvintele: deci ce-a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă. Încurajați-i să se iubească. Spuneți-le că sunt frumoși, spuneți-le că sunt binecuvântați, spuneți-le că au un drum frumos de parcurs, chiar într-o lume cu necazuri, au un drum frumos, luminos, binecuvântat de Cel care este lumina lumii, de Domnul Iisus Hristos. Încurajați-i în drumul lor, pe calea aceasta, pe drumul acesta, voi care aveți o oarecare experiență. Noi îi declarăm căsătoriți din punct de vedere al crezului și trăirilor noastre spirituale pe Sebastian Ionuț din familia Casandrei cu Maria Cristina din familia Streian. Și-au ales și ei un nume, posibil, nici nu m-am uitat atent pe certificatul lor. Și Cristina, care de multe ori aici slujește, ea nu are emoția microfonului, o rog să ne spună care este numele de familie pe care și l-au ales. Casandrei. Nume frumos, ambele nume sunt frumoase, minunate. Să fie binecuvântată familia Casandrei, Sebastian Ionuț și Maria Cristina. Amin. Slăvit să fie Domnul. Prin fratele Paul Chiș, rostim rugăciunea de încheiere, mulțumim Domnului pentru lucrarea din această dimineață. Vino aici, te rog. Până în aceste momente tu ai vegheat asupra lui Sebi și a Cristinei și în întreaga dimineață din ziua de astăzi binecuvântările tale au fost revărsate peste ei. Da, Doamne. În aceste momente nu putem decât să ne înălțăm inimile noastre către tine în semn de recunoștință și să spunem că îți mulțumim. Da, îți mulțumim că i-ai binecuvântat, da, îți mulțumim, Doamne, că îi vei binecuvânta, îți mulțumim că îi vei ocroti și că îi vei însoți, Doamne, în fiecare moment al vieții lor. Îți mulțumim pentru darurile pe care le-ai investit în ei și pentru modul în care i-ai ajutat să le pună toate la dispoziția ta. Da, îți mulțumim, Doamne, că Tu ești în continuare la cârma bisericii tale și ne rugăm ca în continuare binecuvântarea ta și tot harul tău să fie revărsate din belșug, atât peste familia nouă înființată în biserica noastră, cât peste întreaga biserică. Te binecuvântăm și te slăvim pe tine în veci de veci. Amin. Vă rog să reocupați locurile, pentru că primii care pășesc spre ieșire va fi Mirele și Mireasa. Dar invit frații slujitori, frate Achim, frate Dani, să veniți să facem o poză cu ei. Veniți, vă rog, mai încoace, la mijloc acum. Iar apoi, după ce facem o poză împreună cu ei, primii care pășesc spre ieșire va fi Mirele și Mireasa, formați alaiul de nuntă și vă îndreptați spre locația care o știți de pe... Sunteți informați de pe invitații unde vă deplasați pentru a servi masa de dragoste. Acum vă rog. Thank you.
să mă rog.